Salutare, salutare, ce mai faceți? Bine ați venit la un nou live. Sunt acasă la Silviu și se anunță un live plin cu mâncare, multă mâncare și un live cu invitați, pentru că mai sunt invitați la el acasă. Mergem să-l revedem, da? Salutare! 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 Bine ai venit! Ce se întâmplă aici? Păi lumea a crezut că noi ne-am certat. Dar rău? Și, da. Nu ne-am certat? Adică ne-am certat rău? Rău. Niciodată. Chiar nu ne-am certat. Nici măcar o neînțelegere n-am avut. Și eu ieri am fost la club. Dimineață m-am uitat la comentarii și multă lume mi-a scris, vezi că este Marian Borcea în Mamaia. V-ați certat, de ce nu vorbiți? Instantaneu l-am sunat pe Marian, vezi că facem un grătar specific de 1 mai, nu e o mare rețetă, dar facem și la disc, facem și la grătar, na, specific, facem ceapă, costiță, fleică, cârnați de două feluri și mici, adică 6 feluri de carne facem astăzi. Îl avem și pe Romeo. Dar chiar asta vreau să te întreb, Silviu, cine este domnul? Este un abonat și la mine și la tine și... Sunt un abonat în ambele direcții, și la Silviu și la Marian. Și azi l-am cunoscut. Azi l-ai cunoscut? Da. Și eu n-am nicio reținere, l-am pus la treabă. Azi o să stau, uite, fapt, așa. Chiar eu am cerut. M-am îmbrăcat frumos, vezi? Chiar am eu am cerut să mă pui la treabă, adică să nu mă ierzi de nicio culoare. Da. S-a îmbrăcat Silviu frumos, adevărul, în training. În training, da. Ca la țară, Maria. Na, cum vrei să mă îmbrac în curte? Da, da, vezi că Năvodariu pe vremuri era la țară, acum nu mai e la țară. E ca la bogați. Aici e la bogați, nu e la țară. O întrebare, tu ești live acum? Da. De ce? Vreau să-mi zici. A, nu știi că mai tai ceva, mai... Nu tăiem nimic. Deci, adevărul e că ne-a încertat rău de tot. Eu am fost plecat 3 săptămâni în Arabia Saudită, o lună în Israel, am mai fost 3 săptămâni în Dubai, am fost și în Olanda. N-am mai păstrat legătura cu Silviu, pentru că în perioada de iarnă fiecare cu casa sau călătoriile lui. Și toată lumea mi-a scris, băi, te-ai certat cu Silviu? Te-ai certat rău? Nu, dar ne putem certa acum așa un pic de... Vrei? Vezi că eu am un atu, pot să înjur 15 minute fără să mă repet. Tu ce atu au? Pot să înjur în turcă foarte bine. Deci Silviu are un atu în turcă. Eu l-am în... Ia să vedem. S-a alăturat și domnul Sorin. Ce faceți, domnul Sorin? Uite, salută-l pe Silviu. Salutare. Abia aștept să ne revedem, domnul Sorin. Da, uite, certați-vă acum. Păi asta o să facem. Raluca e, salutare. Stai să bea ceva. Cine? Eu sau... Bem amândoi, dar nu ne certăm. Orice păi chiar. Altă dată pe vremuri, când veneam la Silvia, Mariane, un păhărel. Acum, dacă suntem certați, nimic? Nimic? Deci nimic? Nu se poate așa ceva. Vezi, Silviu, o să zică lumea că suntem certați. Tu ai un pahar și spune că ai băut vreo 3 pahare deja. Păi, cum să zice? Nazdarovie. Nazdarovie. Aprindem focul cu ea sau... Nu. Nu? Asta e să ne încălzim, că este destul de frig afară, este... bate vântul și după aia o să bem bere. La mici trebuie ceva bere. Corect. Deci acum e de încălzit că, într-adevăr, dimineața și seara, la mare în perioada asta, e un vâj rău de tot. Dar în ultimile 4 zile a fost numai furtună. A fost îngrozitor. Eu nu am reușit să gătesc afară. N-ai gătit nimic? Am gătit, dar în casă. Se simte pentru că bate vântul ăsta. Uh-huh. E soare, dar e... bate vântul în permanență. De Silviu a spus că vom face 6 feluri de carne. Dar eu nu mi-aduc aminte de asta. Asta nu l-am. E nou. De fapt are 6 luni, dar nu l-am folosit. Aici o să punem ceafă. O să punem costițe și fleică. Iar aici untură de porc, cartofi prăjiți, zeama se scurge, o să dea un gust extraordinar. Iar aici o să punem mici, cârnați de casă și cârnați liput tot de casă.
6 feluri de porc, numai porc. La un moment dat, parcă auzisem ceva că ți-au dispărut peștii de aici sau nu de unde? Nu de aici, nu de aici. A, din casă? Da, am fost la Paris, am lăsat pe cineva să aibă grijă de acvariu și nu știu ce a băgat în priză, ce a făcut, că au sărit siguranțele, vreo două zile acvariu a stat fără oxigen, fără filtru. Da, cineva a băgat ceva în priză. Și auzisem o altă veste, chiar dacă eu am fost o lună prin Israel, 3 săptămâni în Arabia Saudită și tot așa, am auzit că și o pisică nu mai. Da, a murit pisoiul, motanul Garfield. Ăla de rasă, da. Persanul. Avea 22 de ani. Da. Din păcate... Animalele de companie nu trăiesc atât de mult. Și eu am avut la un moment dat 3 câini, mi-a murit un ciobănesc carpatin, credeți-mă, am plâns, dar am rupt. Știi cum, eu nu mă atașez de lucruri, mă atașez de suflete, de oameni, de animale, dar uite, cumva, două pisicuțe pe care îi credeam mătănei, am acum 8 pui. Dacă vrei, mergem mai deci două pisici care tu credeai că sunt motane au fătat? Da, una este usturoi, una e pătrunjel și... Păi acum nu se știe, cu poluarea din ziua de azi, cu chimicalele pe care le mâncăm, s-ar putea să rămânem și noi însărcinați la un moment dat. Acum nu știu. Să rămâi tu. Răutăcios, Silviu, ca de obicei. Aici da. E clubul răutăcioșilor. Da, 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 nu poți să ai o discuție serioasă cu Silviu. Răutăcios. Uh-huh. Bun. Oh! Stai că am văzut un mesaj. Alex Cara, mersi mult. O zi bună azi. Vă salut pe toți. Marian și Silviu. Mersi, mersi, Alex Cara. Eu mă duc să pregătesc carnea, să o aduc aici. Uh-huh. V-am zis, nu fac nimic. Îl las pe Romeo. Aprindem focul și imediat dăm drumul la... Perfect. Până la... salut și eu pe toată lumea. Ia să vedem cine s-a alăturat. Așa. Nu uitați că vă puteți uita la acest live Full HD, umblați la setări. Nouă echipamente pus la treabă. Aș fi putut și 2K, 4K, dar nu rezistă YouTube-ul la un live atât de lung, 4K. Ia să vedem cine s-a alăturat. Deci pe acest live îl avem așa, pe Adrian L, Low77, Mi, Nina, domnul Sorin, Adrian US, Ștefan Farcaș, Sorina, Nina, Ilie Murgu, Ela, salut Marian și Silviu, salutare, Cristi Vasi, Raluca S, Mihai Radu, Adi, marți ne revedem toți, ne zice Sorin, da? În caz că nu știți, Sorin va face o petrecere din aia crâncină, 4 zile undeva în județul Prahova, nu vă putem da locația încă, dar o să o aflați atunci. Și eu știu experiența trecută când în Maramureș a ieșit dezmăț. Acum că poate domnul Sorin nu mai e pe live, în prima seară a ieșit crâncen, mi-a plăcut mult de tot când, recunosc, cu toții am băut un singur pahar în plus peste limita aia normală și ne-am distrat și am râs. Mai ales cu câinii de la acea pensiune, am spus și câteva bancuri, mugurel începuse să... Deci toată lumea a fost veselă. Acum că domnul Sorin nu mai e pe live, pot să spun. Deci în prima noapte a ieșit crâncen în Maramureș. La fel mă aștept și aici, în județul Prahova, tot așa. Din prima noapte o luăm cu forță. După cum știți, domnul Sorin se retrage așa mai devreme... în cameră și noi o să petrecem. Ia, vin să vezi. Ia să vedem. Mici de la Dobrogea. Cei mai de la buni. Dobrogea. Cred că am înghițit un puf. Au apărut plopii sau ceva? Cârnați deci, de casă. Mici de Dobrogea. Cârnați de casă de ăștia mai corect. Mari. Cârnați de casă lilipuci. Da. Aici avem fleică. Asta e favorita mea. Da. Cum zic chinezii, carne în 8 culori. O costiță. Ok. Și ceva ceaf. Nu-i rău. Cartofi prăjiți, murături, muștar, de toate. Pentru prima dată mă dezamăgește, Silviu. Nu se poate așa ceva. Ce muștar e ăsta?
E cel mai bun. Nu e cel mai bun. Ăla de tecuci e cel mai bun. Toate firmele au muștar de tecuci. Doar pun numele. Da, da, da. Ia o rețetă. Ăsta este, crede-mă, este cel mai bun. O să-ți placă. Ok, vedem. Dar e dulce? Nu e, e clasic? Da, e dulce. Exact. Ăla clasic e dulce. Ok, vedem, vedem. Da, și avem da. Și murături. Nu-i rău. Se anunță un ospăț pe cinste. Și da, cartofi la disc, logic. Da, 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 în întură. Da. Haideți să aprindem focul. Și mi-a zis Silviu că or să mai vină invitați, dar vor fi surpriză. Momentan vedem. Prietenii mei din Ucraina. Să fie Alex. Eu vreau să fie o surpriză, acum ai zis direct. La mine nu merge cu surpriză. Nu. Deci vin ucrainienii. Alex, soția lui Angela și sora ei, care a venit azi noapte, a venit din Ucraina. Eu când am fost în Odessa, în casa ei am stat. Foarte tare. Are 36 de ani, poate te încadrezi, vezi, foarte frumos. E singură? Singură. O să o văd, că nu... Single. Single? E single. Bine, ca să nu mă audă nimeni... M-ai filmat? Nu. Dar ca să nu mă audă nimeni, dacă e să-mi placă, pui o vorbă bună pentru mine? Am pus deja. Ai pus deja? Da. În seară dormi la mine. Ok. Deci ați auzit, eu trebuia în vreo două ore să plec în Vama Veche, s-ar putea să mă întorc mai repede din Vama Veche. O să stăm acolo și noi o oră, facem un live din Vama Veche și aia. Bă, dar ce bate vântul, zici care duci mânie pe noi. Da, de patru zile bate. În Costinești e super cântare, super concert, super... Da, în Costinești am făcut eu live. Uite, ai zis că mă urmărești, dar n-ai văzut live-ul din Costinești. Scuză-mă. Deci e o nebunie. Nici nu te mai urmăresc. Nici tu? Păi am observat că nu mai intri, îl întreba lumea cu cearta, cu asta. E, cum să te urmăresc? Știu, întreabă-mă orice, că știu. Ce am vizitat în Israel? Păi ai mâncat la o petrecere cu o doamnă, după aia ai vizitat mormântul... Sfânt? Sfânt, da. Scuze. Și Israel. Am vizitat și Israel. Da, nu. Noi glumim între noi, nu e problemă. Prima dată aprindem grătarul ca da. Să se ardă bine, pentru că aici astea se fac foarte repede. Auzi, la Vama Veche o putem vedea și altă dată. Doar o dată te însuri. O vedem? Deci cum ai zis, o cheamă pe ucrainiancă? Are nume de prințesă. Anastasia. Anastasia? Borcea Anastasia. Deci, e numele ei? Păi, dacă Borcea Anastasia, ia și numele meu. Păi de ce nu? Ah, Borcea e numele tău de familie. Da? Ia te biliu blu, da, știu și eu. Gavari Paruschi. Zi, da, Devușca. Iedușca. Devușca. Înseamnă oh. Domnișoară. Asta nu mai era, știți. Nu mai știu cum îl cheamă pe pătat. Ăsta e, are 4 pui, e pisicul usturoi. Deci ăsta e usturoi. Bine, usturica. Da. Deci e usturica. Marian, tu ai venit cu mâna goală. Ia zi, Silviu, când m-ai sunat la 11:30, ce făceam eu azi? Dormeai. Deci știți cum dormeam? Deci îmi buzia telefonul că Silviu m-a sunat și pe Messenger și pe WhatsApp și tot nu înțelegeam ce buzie. Zic că o fi venit care camerista la hotel și dă cu aspirator. Și la un moment dat când mă ridic din pat... I-am zis în jumătate de oră să fie aici. Da. Și după aia eu buimac, nu știam cine. Am crezut că vorbesc cu domnul Sorin, după aia am crezut că vorbesc cu prietenul din Olanda. Zic, dar cine e la telefon? După ce Silvia a vorbit o jumătate de oră cu mine la telefon, zic, da, cu cine vorbesc? Cu Silvia, mă, de la Năvodar, vino cu a. Deci atât de obosit eram la 11:30 dimineața. Hai mai bine să stăm un foișor până se aprinde grătarul. Ok. Că bate vântul foarte, foarte tare. Stăm un foișor. S-a întâmplat o tragedie în caz că mai recunoașteți foișorul. Da, dimineața am spart masa. Lipsește masa. Ia zi, ce s-a întâmplat cu masa? De ce ai avut boală pe ea? N-am. Să înțeleg că vom mânca pe genunchi. Mâncăm pe genunchi? Nu. Am improvizat ceva.
am dat cu furtuna aici, am încercat să spăl și am dat și pe masă. Am spălat masa bine, bine, bine și după aia am ridicat-o așa puțin ca să se scurgă. Și nu era prima dată. Dar acum am înclinat-o ceva mai mult și am spart geamurile. Dar nu e cazul să arunci cadrul, poți să pui un alt geam. Da, o să iau alt... E pe aici? Am dus cadrul aici. Dar trebuie geam securizat. Că ăla geamul clasic se sparge și te poate tăia. Ăla securizat se face bucățele în caz de ceva. Da, ăla cu folie. Sau cu folie, dar securizat să fie. Și tempered glass să cauți, nu știu cum se traduce în română, că rezistă și la, poți să pui ceva fierbinte pe el. Ei, cred că schimba asta cu totul. Rugăminte mare, hai că voi sunteți mai în temă ca mine, mai mult ca sigur. Cum se traduce tempered glass? Eu știu în engleză. Geam rezistent la temperatură. Geamul ăla e 90% din valoarea mesei. Da, păi geamul contează, da. O să, da. Oricum nu se potrivea, era o sticlă neagră care o spălai acum în 10 minute, era plină de praf. Așa că cred că o să renunț la masa asta și o să pun ceva din lemn, ceva patinat. E bun, dar o să duc la grădină. Și e ok. Ceva strong, de lemn. Pisicile se distrează. Ah, ce vine aici la soare. Acolo e... Uh-huh. Să știi că acolo e vâș. Pe zona aia cu... Am pățit exact ca Silviu și am pus alt geam, uite, ne zice Sorin. Deci nu e singurul care a pățit la fel. Am remarcat la Marian, zici că e scafandru. Deci... Nu știu dacă voi îl vedeți și nici nu pot să-mi dea mie camera pentru că are aici, nu știu, ceva, o încrângătură de schelete, de nedescris, ceva care nu se poate... De sculării. Da. Ia uite-te pe telefon să vezi ce imagine bună e. Da, este extraordinară. Nu mă uit. Așa, și de aici pleacă un tub ca de la de scafandru care vine undeva în rucsac și din rucsac mai pleacă ceva, o aparatură pe... Da, se vede. Ceva zonă de acumulator, de astea. Zona grea. Scafandru, uite. Ca să zic așa, zona grea de acumulator. Auzi, aș putea pune o ceva tărie și când mi-e frig, mai trag. Da. Zona heavy. Da. Da, e... Eu dacă te-aș vedea pe stradă, nu știu, m-aș feri de tine. Par periculos așa, nu știu, ești Robocap, ești de aia. Ești de la ruși, ești spion de aia. Tu ai făcut, ce limbă ai făcut tu în școală? Eu am făcut... Russia? Rusă. Și engleză. Știam că ai făcut rusă. Eu știam de multe, ești spion. Engleză. Ești spion. Da, știi de ce am zis acea încet? Rusă. Da. Să ne zică Silviu acum de ce am zis mai încet rusă. Pentru că știe toată lumea că ești spion rus. Pentru că se interpretează. Hello! Come here! Yes. You know him, he's Putin, yes. Man. Putin, yes, no. Yes, he's Spanish. In the school, Marian make Russian. Russian? Yes, you yes, can yes, speak yes. the Russian. Yes, very good. Very good. Speak I forgot. Russian very well. I don't speak. You don't trust. I don't trust. Нет, говори по-русски. Не говорю по-русски. Please try him. I don't want to speak in Russian. Sorry. Panimaju. You know, it's the many people from the Ukraine can speak in the Russian language. It's most of the 90% of the Ukrainian people can. Because until 1991 was the Soviet Union. Yes. Because the Soviet Union. Yeah. Yes, Soviet Union. This was the reason. Yes. This was the reason. It's Moldova, Bulgaria. And also, is many people in the Romania can yes. learn the Russian language. Yes, yes. And everybody knows only the Russian means. Yes, it's, nobody can speak the Ukrainian language. Yes, because you know. Also, I can have the conflict like a captain in the German company. Yes, I can traveling is the. Per year is a lot of the time by airplane, yes. I can tell to my friend, why you don't speak Ukrainian? I can tell, you see, the Airbus, yes. This the screen, yes. Some of the movies, some of the menu, German, French,
Chinese language, yes, and the Russian. Mm-hmm. Yeah, nobody knows. Mm-hmm. Is there Ukrainian is the same like a Polish language, Poland? But Ukrainian language is similar with Russian. No. How much percent? 60% Polish. Russian, and 40% Polish. Polish. Yes. It's a mixed. Mixed language. Okay. Is there not the same language like a Polish and also in some of the part of the Ukraine can't speak the mixed language? It's the Hungary and yes. Also, is the mix? Is the mix? Depends. It's not similar. Depends the zone of the Ukraine. Yes. Yeah. In Romania, until 90. Most of the Romanian people learn obligatory Russian, first language, and English secondary or French. But most of the Romanian people know Russian until years 90. The old generation of Romanians make in the school Russian. Yes, this is the reason. Even now we can go together with the Silvio to Varna. Yes. Most of the people can speak now. It's even the new generation. Varna in Bulgaria? Yes. Even the new generation can Bulgaria has the influence of the Russian of the Russian language. It is a slave. And I can speak about the Varna. Is many people, the even the new the generation, can speak in the Russian. Dar și România. Yes. Everybody speak Russian, but new generation less. Yes, the less. Generațiile vechi au făcut rusă. Da. Și în Republica Moldova, tineretul nu mai învață rusă. Nu. But you remember when we are past the Moldovan? Is the all magazines in Republica Moldova, toate magazinele și toate străzile și toate orașele erau in the Russian. The Russian influence, but of the in the future nobody speaks of the Moldavians. Believe me. Yes. Doar Marian, o să mai vorbească. For this moment, yes, for the everybody, even I like in the seamen, yes, I can work with the Filipina crew, yes, I'm just alone in the ship, yes, but it's all other crew is the Filipina, yes, it's the language only the English, yes, we are can talk about is the our life and everything is just only for the English language. Is nobody? Yes. Is only the. It's an international language. It's the international language. Yes. Poate pe viitor să nu vorbim cu toți rusă sau chineză. Asta e mai grav. Maybe in the future all the people only Chinese. Chinese or only, Russian? Only Chinese. No, but you know. I can also can see the some of the news. Yes, maybe the next year or maybe after a few years. No dollar, no euro. Only yen, man. Hai să vedem ce mai face Silviu cu mâncarea. Stau de vorbă. Facem live, nu facem altceva. Doar unul singur lucru. Facem live-uri, nu stăm de pomană. Păi, Silviule, tu pe spuza ta nu tragi nimic? Vezi că... scuze. Frige. Da, dar e calm, mă. O bună, aici e frig, e polul curentului. E prima dată când folosesc discul. Asta. Eram de ceva timp. A fost greu, da, fontă curată, dar mi-a fost foarte, foarte greu să-l curăț.
avea, el a venit protejat ca un ulei gros ca de mașină. Și am încercat cu detergent. Prima dată știu că se pune o carne ceva de test, faci nu, o arunci. Nu, 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 nu. Slănină. L-am pus la foc. Lați, nu știu am pus apă, da. degeaba, rămăsese jos între aici ca o zmoală. Uh-huh. Până nu am luat, nu zic numele, Triumf. Okay. Și l-am dat bine, l-am curățat de 2-3 ori, nu s-a degresat. E, după ce l-am degresat, era alt ca din inox. Acum eu l-am dat cu ulei, vezi? Ăla e ulei ars. Deci nu e altceva. Ulei dacă de mașină, pui apă, nu sunt indiscret? Nu, ulei de floarea soarelui. Dacă pui apă acum, rămâne apa clară, curată ca de izvor. Deci l-am curățat foarte bine pentru că mâncăm noi, nu altcineva. Bun, Romeo, hai la next treabă. Next. Hai. Stai să le încingă. Cam câte larze așa, dacă nu sunt prea indiscret? Asta lăsăm pentru că punem aici cârnații prima dată și la sfârșit micii. Asta lăsăm să se ardă bine. Nu ne mergi grăbim pe invers? Nu, micii adică trebuie numai la sfârșit. Adică micii și cârnații la sfârșit pentru că ea să fac cârnații la început și micii la sfârșit. Vreau micii să facă la un foc puțin mai mic. Iar aici, în curând, o să punem untura și băgăm costița, ceafa și fleica. Treci la treabă, Romeo, stai așa. Stai. Opa, bate vântul. Să nu fugă în lac. Ți se duc asta direct? Da, ce dă, ce ne trebuie. Hai, să duc asta direct în... Hai, stai fleica. Zi, grosim. 1 centimetru. Ok. Un centimetru. Băi, ca neamțul, la șuble. La șuble. Mamă, ce bun. E bun. Și pune... Ce bun s-a pornit. Da, bate vânt. Pune aici. Pune. Bate vântul în drag. Bagă ca să nu sune vânt. Așa, ți-a dus la dreptate. Cum merge saterul? Bele. Ca alu ăla din Almazan Kitchen. Zici că e la fel. Serios? Cine mai are un sator șmecher? Cine? Wildness Cooking. Ăla din Azerbaijan. A, știu. Îl știi? Ăla face toate drăcăriile posibile. Marian ridică gulerul. Da, e fric. Fric, strânge. Strânge. Fără legume, cine mai multe legume în ziua de azi? Păi avem legume. Avem ceafă, și cârnați, fleică, costiță. O să-ți fac o propunere. Și fructe avem cartofi prăjiți. Perfect. Frigărui cu sos barbecue, dar făcut în casă. Nu stai degeaba. Nu. Zi, ce fel așa le pui? Păi pune. Cea mai bună legumă este porcul. Este știm cu toții, nu? Păi. Dar nu ia să vedem cine s-a mai alăturat pe acest live. Salutați-ne ca să vă răspundem. Cine e prezent aici? Bogdan Nicolae, salutare. Ana Swan, vreau și eu un Romeo. Da. Cine mai e pe aici? Salutați-ne. Uite aici, Maria. Ce faci tu acolo? Punem untură. Nu. Bombune, ce nu faci? Lasă vezi. Păi punem după aia. Untură de mangalița. De mangalia. Aici facem cartofi prăjiți. Next. Ghițelă cremeală, salutare. Next, Mark. Așa. Salut. Așa, ungem. Îmi spui când începi distribuția. Păi începe. Cum pun? Alternezi? Nu, pune-le pe de-a rând. Pe de-a rând. Alternez cu nu, piept nu, de porc, pune piept, ce aia? Coastă cu să le alternez. Pune numai coastă, pune coastă, după aia, okay. După aia costiță, după aia ceva. Uite așa. Mama mia. Vai de mine. Zi, Maria, zici da? Ceva. Ce să zic, mă uit, arată bine.
Uite așa. Tinere s-a sfârșit cu asta. Continui, da? Continui, da. Cepe, da? Cepe. Ok. Bine să te ajute cineva. Păi, dacă veneam doar Marian, auzi, n-aveam niciun ajutor. Nu te descurci tu să faci în fiecare zi. Hai că nu-i mare lucru. Nu se audă spăritul. Hai, Romeo, mai cu viață! Da. Mai cu viață, hai! Ca toții, hai! Gata, e bun. S-a încălzat, nu? E măsurat. Vezi? Ochiul ăla, magic. Vezi? Hai, ca toți acum. Dar nu toți. Bagă jumate. Sau cât intră. Zic-o cât. Bagă, așa, e bun. Mama mia. Mai pune o mână. Mai pune o mână. Ia pot frica a doua oară că s-a uleiul. Păi vine dintr-o dată chestia aia burola. Ia șublerul. Așa ai mădus să aduc condimente. Mamă, dar ce șublerul. Hai. M-a omorât cu șublerul ăsta. E nenorocire. E roată de tractor. Corect. Da. N-ați vrea să știți cum miroase. Nenorocire. Tare și chimios, ca tot. Și că m-ai influențat pe chimioa noastră. Aolea. Am început să arunc pe sistem... La orice înseamnă carne până chimios. Bun. Acum. Nu, lasă. Ok, zici ce trebuie să facem. Învățem ca tot. Păi, cu ce? Cu... Dăm pule. Eu cred că stau jos, că îmi place cum miroase. Mai rămân aici, în zonă. Aici, lângă roata de tractor. Da. Lângă roata de tractor. Mai lasă. Eu zic că să-i mai lăsăm. Să prind un pic de crustă pe o parte. Să-i să-i afundăm. Hai să-i mergea de îngrosat de ta. Bun. Poți să pune? Da, sigur. Da. Poți să mă cresc pe partea, da? Da, mai adică. Da. Păi, doamne, îi găsesc. Se aude la voi acest sfârâit de grătar? Ia scrieți-mi, da sau nu? Cum e sunetul? Este disc, Marian. Bine, disc acum, ce disc te mai... Disc, proastă, camion. Am fost căpită, plecă, ceapă și cațăt la mijloc.
Și cineva trebuie să și filmeze, nu? Live. Normal. Păi da. Oieri filmează. Peste picură am pus doar tare și cineva. Unde-i găsit discul ăsta? E mare. Stai așa. Da? De acolo te-ai mai luat nu știu ce... Ce-ai mai luat? Te-ai mai luat ceva? Multe. A, ăla cu capac. Oala olandeză. Oala olandeză. Am două. Și una eu fac cadoul lui Marian Adventure. Acum când ne vedem. Da. Asta mai lăsăm puțin să se rotească. Și începem să punem și acolo. Ia. Băi, nu se lipește nimic, aici este incredibil, nu? Mama, nu? Ia. Punta, punta și le căldura. Ia uite ce e. Ia uite ce e. Maria, și tu vezi? Cum grăsimea asta se scurge aici atacă? Da, 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 se vede. A? Și ce gust o să aibă? Într-un purâie. Aha. Un purâie, să cea mic. Ce gust o să aibă oare? Mamă, mamă! Ce gust poate aibă? Că ai pus deja ca pe minuntura. Ce poate fi? Ia, ia uite. Ia uite ce e. Haideți cu like-urile dacă vă place acest grătar făcut la oală olandeză. La disc, la ce? La disc olandez. La disc weekend. Le-am zis pe toate ca să nu greșesc. Ia, Romeo, trece la treabă. Ia, de făcând așa. Păi stai, cum sunt ei, cum sunt ei, că sunt deja făcută lângă. Nu, stai, nu știu ce e, ok. 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 Ia. Mai învăță-l așa, nu? A, ca să-mi iasă cea mai mult. Ca să-mi iasă cea mai mult, nu? Uite, nu? Îmi bat și patru. Da? That one is the handmade, yes? Handmade, yes, yes, yes. Only handmade. No, just only the question. Yes, yes, yes. Nu știu că a platizat. Nu știu că a platizat, ca să facă... Se uită și la Marian, nu la noi? Se uită, se uită. Da? Și ne jură? Da, ne jură în gând, că poftesc. Păi nu, toată lumea crește. Asta îmi dorim. Dă-ne ne. Păi la mai învâță de data. Păi la mare, mai învâță de data. A, da, 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 da. Și mai dă o dată, da? Da. Undeva, pe la... Nu, că nu, n-am cum să-l mai învâț. O să crapă. Ceva de genul. Alex, let's drink one vodka.
Pac. Marian, make me a sign. Vodka. Vodka. Hai să bem, să bem. Ăsta e parul meu. Romeo nu-i dăm? Parcă ăsta e parul meu. Da. Ăsta-i. A, o, te-ai îmbătat. Păi era până aici, cât înseamnă? Dar ce l-am umplut mai devreme. Păi era umplut, dar păi cât era, am băut? Era până aici. 400 de mililitri de vodka, ce mai e în ziua de azi? Nastarovia. Noroc. Nastarovia, ori în România, să fie bucurie. Să fie bucurie. Ținem legătura mai bine. Să fie bucurie. Wow. M-a cam luat un pic flama. Aia. Talent corect. Ai un ordin de măsură? Ai un ordin de măsură cam așa? Opa. Stați puțin. Hello. A venit și Anastasia. A, da. Hello. În casa ei am fost când am fost la Odessa. It's online, it's just, it's online, it's a very important YouTuber from Romania. Yes. Now we make a barbecue. This is like tradition from Romania. It's for 1st of May, it's a tradition. I have many people to help me. If you want, you can help me. So, look my, show me my, your name. You want to stay here or inside? Inside. I'll take care of. Yes, I can open. Open. It's from Moldavia. The wine. Da. Cricova. Ok. Perfect. E totul la milimetru. Părere? De la 1 la 10? 9.50. Nu. E de un 6. Cine? Doamna? Doamna? Păi de doamna era problemă. De 10. Da, 6 ce? De grătar. De grătar? Nu, eu ziceam de doamna, că m-a întrebat lumea. Eu mă uitam la grătar, nu mă uitam la... Deci auziți, grătarul e de 6, dar doamna e de 10. Zice Silviu, eu zic 9.5, eu sunt mai pretențios. Este domnișoare, de vâșca. De domnișoare? Da. Bine, eu după cele 400 de mililitri de vodka pe care mi le-ai dat până acum, logic, nu prea mai văd bine. Dar de fapt nu, cu cât mai multă băutură, toate sunt de 10. Da, uite, Silviu cred că a avansat. Limbile se dezleagă. Da. Cum limbile se dezleagă, dar parcă știam că și picioarele se desfac. Da. Eu așa știam. Exact, efectul invers pentru picioare. Vezi că eu am un canal de YouTube respectabil, nu, nu știu ce... Când limbile se dezleagă. Deci eu așa știam, pe la mine prin cartier, limbile se dezleagă, picioarele se desfac. La tine prin cartier, pe unde? Prin Vitan? Da, în Vitan, lângă mall. Mallul din Vitan. Piața Râmnic. Părinții mei stau acolo și Piața Râmnic. E spre Sălăgean? Da. Mariana a adus vorbele de Vitan la Năvodar, da. Suntem oameni respectabili. E o zonă binecuvântată, ca să zic așa. Ce oameni respectabili, ca acum vreo 10 ani pe aici mergeam și erau boscheți. S-a modernizat zona asta, cum și Vitanul. Deci ce era în Vitan la mine pe vremuri, țigănia de pe lume. Copil, acum costă 1000 de euro metru de teren minim. Costă 1000 de euro. Am găsit cu 50 de euro lângă casa ta. Am 50 de euro. Când a început să crească zona? Moldvitan, da. S-a dezvoltat.
el a fost boom-ul în zona. Eu când eram mic, urcam pe cupola molului și mă dădeam pe arcile alea de metal. Da. Ai stat de mult timp în Vitan? Sau stai de fapt de mult timp? Copilăria am avut în Resu, aproape de Piața Armic, și acum de 8 ani stau în Paladi. Sunt e zona aia unde s-a construit, mai mult sau mai puțin. Da, am copilărit în zona. Înseamnă că știi cum era molul pe vremuri, fir cu poameni. Știu, știu, cum asta. Păi dacă nu mă așteam, spune primul mol. Da. Făcut, în București. Primul mol, da. Dar ați spus și ce a fost la deschidere? Deci eu nu mai puteam să merg acasă, toată ziua n-am putut, a fost circulația blocată. Ziua de București era la mult. Eu eram student în București. Și n-ai fost la deschidere? Ba da, am fost la deschidere. Mamă. Eu am rămas blocat în liftul molului. Dar eu am fost la deschidere și când s-a deschis primul metro spre Otopeni, era undeva pe stânga. Da, da, da. Unde are Țiriac acum, da, colecția. Și am stat, cred că 6 sau 7 ore la prima coadă de să intru în metro. Așa că cred că ajung. Cred că ajung, da. Ok. Ajung. Okay. Ăla și gata. Aia, e bun. Next. Pam, pam, pam. Așa. Până acum ce ai spucat, ai notat de tren? Că am antrenament. Din cauza de antrenament mă descurc. Deci, îmi miros hainele deja grătar când o să ajung eu în Vama Veche, un pic mai încolo. Aia plin cu shawarma, cu burgeri, și o să miros la grătar. Mai nou, shawarma este mâncarea națională pe litoral. No, de ai mai scos venele, văd? Ok. Oh, te las copii, mă. Și hai să punem... să punem și cârnații. Ok, îi fac. Cum, care, cum? Ăștia mai prima dată. Ai carnea, o strângi pe o parte sau... Nu, cârnații pe de rândul. A, acolo. A, pune acolo. Pe grătar, pe grătar, da. Ok. Ia. No, just to walk and she tell is the very nice, is the perfect, yes. She want to make also the some the picture of your fish and this barbecue. Ca tot timp pe două, trei rânduri. A venit și Anastasia. Hello! Hello! What is the sausage? Is the pork or only pork? We don't eat beef. No, no. It's the best vegetables from no, or Romanians. She asked what kind of the meat. Yeah. It's not nutria. No nutria. No animals. No. Auzi, Marian? Da. Uite, întreabă-i pe ei. Au mâncat de Revelion, au mâncat nutrie. Este cea mai bună carne posibilă în Rusia, Republica Moldova, toate da, țările astea. Știi că acum două zile am văzut nutri la delfinariu, în spate este microrezervație. Și le-ai mâncat? Nu, vezi sunt vreo dacă vrei. Sunt vreo 20 de nutri acolo la grădina zoologică. Și ploua în gură. Nu neapărat că îmi ploua în gură, dar par așa gingașe. Ei, cele mai curate animale. Sunt ca niște castori. Da. În caz că nu știți cum arată o nutrie. Uite, întreabă-l pe Alex. Alex, tell me something about the admit, nutria. Oh, it's the very perfect, it's very tender meat, yes. It's like rabbit, it's like zayt, it's like, yes. No zayt, it's a rabbit. Rabbit, like a rabbit, Krolik. Yes, like a rabbit, yes. It's, no, it's the very tender, yes, it's...
I don't know. It's when the Silvio prepared this one with the potato and with the vegetable, is so tender, and every one in the Ukraine can eat the same. But it's not every day. It's just only with the, for the holiday. Yeah. Anastasia, you want to tell something? She want to listen only. She want to tell nothing. It's about. She want to see the beautiful potato, and she want to see the beautiful meat. Yes. Acum, pe ce se merge? Ei, la ce facem noi o tonă de cartofi? Se scurge ei la fund. Bagă următoarea generație. Ok. Cred că avem de 3 ori de fost. Ia. Da, da, da. Hai, mai. Dar nu umple. Nu, cartofi. Ah, zice cartofi. Bagă cartofi. Foarte bine și abia aștept să mănânc, recunosc, n-am mâncat nimic azi, că m-am trezit acum vreo o oră jumate. Am dormit până la 11:30, că am fost la party azi noapte. Ia să vedem cine mai e pe aici. Salutați-ne ca să vă vedem, scrieți acolo ceva. Până la urmă, pe 2 mai, unde vor merge toți cu Sorin, știe careva, nu spunem locul. Așa s-a născut colesterolul. Ce? Lumea spune că așa s-a născut colesterolul, da. Păi da. Ai fost la Sunwaves înăuntru? Logi. Uite aici. Preparați o nutrie. S-a spart cineva? Îi place foarte mult. De ce? Vreți că nu se întâmplă? Nu se întâmplă. Baie de te-ai înroșit un pic, Marian, sau mi se pare? După un pahar din ala zdravă de vodka și cu frigul ăsta, da. Sunt cam roșu. Salutare, Oana, Alina. Tu te-ai uitat la cârnați? M-am uitat, era încă lipit, deci nu trebuia încă, și acum cred că m-am uitat. Erau adineauri, erau lipit. Nu se lipesc așa în cear. Păi nu, erau prea... Perfect.
Ai văzut cum a ieșit sucul din ăla, Marian? N-ai văzut. N-am văzut, dar s-a filmat. Ce să mai văd după paharul ăla de bol? Te uiți după la Anastasie. Da. Asta e la prima utilizare. De așa că acum intră grăsimea în el. De acum ăsta 100 de ani n-are moarte. Incredibil. Nu l-ai moștenit. Cu toate aromele. Alături de alte chestii și un disc olandez. Ia un cartuș cu selecție. Unul cu mai puțin ulei, ăsta. Toți sunt cu... Nu sunt, nu e ulei, e untură. Cu grăsime, da. Untură. Nu mai pot. Nu mai pot. Să înțeleg că întâi mai înseamnă în primul rând pot. Da. Asta e cuvântul ce e. Am găsit Mariane, îți doresc o după amiază plăcută, mersi Daniela, banda bună tuturor. Da, n-au nevoie de... Da, sunt rupt, am stat pe TikTok azi noapte până la nu știu cât. Și de dimineață m-a trezit Silviu la 11:30. Dacă aș putea, Marian, aș da bani să se închidă pe TikTok-ul. Dar de ce? Ce ai cu TikTok? Numai ce nu trebuie pe TikTok. Numai ce nu-i trebuie, numai ce nu trebuie pe TikTok. Te uiți numai la vorba la domnul Sorin. Curve, tăiști și da. Toate nenorocirile. Da, știi că pe fiecare live pe TikTok și... fac câte 50, 55.000, 60.000 de vizualizări. Da, TikTok-ul... Pe YouTube, când un live va ajunge la 60.000 de vizualizări. Pentru cei foarte tineri. Da. Ăsta îi scoatem. Wow. La mine mă interesează cifrele de audiență, până la urmă. Da. Romeo, spune și pe aia mici. Bam. Fă-ți loc. Facem imediat cârnații ăștia mari, băgăm nici. Ok. Băgăm nici și următoarea dată de... În momentul în care se școt. Da. Imediat. Tot peste friptura aici, da? Da, pe tot scoatem acolo. Cu totul e de-a valma. Da. Okay. Pe de-a rândul. Ok. E mai de sens. Nici întotdeauna îi punem când este focul mai mic. Da? Da. Deci știam că și no. Ăștia mici cer... Nu. Este suficient, dar nu trebuie așa. Trebuie un foc mediu spre... Mamă, cum se face? Cât să rămână de moșul, exact. Să prindă o crustă, cu spiră. Ia finează un puțin, Marian, aici. Da. Hai de aproape. Fii atent, ieși. Să încep ăsta puțin, eu știu cum transferă. Prea târziu, sunt deja făcut. Ok. Să uite cum transferă.
A? Altceva? Doar două filo să mai aduc eu. Mai îngocesc, ce? Coastele nu mai au niște de mult. Hai să văd... Nu cu aia. Dar nu toc. Merge și cu aia. Merge, merge. Hai să mai pun pe suc. Am uitat să pun pe foc. Ai vrut să pun pe foc și cum am zis. Lasă, lasă că eu tu. Pentru că au stat, au stat și au fiat. E cel mai bine. Ok. E cel mai bine. Așa trebuie. Ok. Băi, să le fac o poză, mă, să rămân și o valentire. Îi mai lăsăm un pic? Da, e un strop. O, putru, putru. Da, încă putru. Sandra. Gustul catoc, mai trebuie puțin sal, dar e bun e. Uite, sarea asta cu grigheata, grigheata. Aia are ceva. Are un gust, are un pic de rozmarin. Are, da. Vine-o cu acel sarea asta, salut oamenii. Oh! Bună ziua! Ia! Ha? Mă, ce... Grătar aici, ce... Grătar, disc, de toate. De toate. Romeo este prietenul meu. Pare bine. Pare bine. Pare bine. Noi le cunoaștem. Păi, nici cu Marian nu te cunoști, nici cu mine, nu? Ești prima dată, ești... Hai să-ți arăt curtea, să arăt casa. Da, e soția mea. Soția mea. Da. Regiana. Este profesoară... Soția mea regiana. De limba română. Da, atenție. Da, ia-i. Ok, ia-i. Dă-l ca să nu cu ea eu. Și pe aceea se pune mic. Bă, dacă ăsta nu e grătar de întâi mai... Bă, dar... Dacă ce viteză l-am făcut. Nu? E ceva mâncare aici. Este, este. Nu mă de foame. Bagă, bagă aici. Ok. Unde zici? Unde e? A, uite aici. E ascuns acolo. Băgăm așa direct formatat? Da. A, îi punem așa direct? Nu... Ce? Să umezește? Ba da, îi umezim. Îi mermelește. Îi umezim, ia. Ce cuvere asta cu el? Auzi, fată, de la oamenii de pe ceasă, pui puțină bere așa, pe, pe mici. A, nu puneam. Nu puneai? A, ok, ok. Nu puneam. Bine că, că mi-au zis. Mulțumesc. Ia, Romeo, treci, treci la treabă. Next, zi. Hai, acolo, 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 hai. Zi. Te grătați ei. Unde cunoască? Ce? Trebuie să lungești pe Romeo cu puțină bere. Corect. Berea la mici. Păriu, păriu. Spasiba. Cum ai zis?
Spasiba Balșoi. Spasiba Balșoi. De la metru. Îi găsi pe ăștia așa. Sunt cei mai buni din pătate. Pune și pe aia să mai bute un cartof. Marian. Ce-am făcut? Tu, te-ai filmat. Vreau să zic că mănânc? Umbli cu, și cum se zice la noi în zonă, umbli cu ciorditai. Cu ciorditai? Da. Chiriclia la gagiu. Da. Vrei să-i ceva, Marian? Ce anume? Eu cred că asta puteam să-l fac și singur. Dar cea mai mare bucurie este să nu-l mănânc singur. Corect. E de 1 mai. Corect. Și să fii cu prieteni. Da. Tușe. Nu tușer. Am învățat și cum se zice la Champagnea Moet în franceză. Cum? Moet. Teul se citește în franceză. Dacă am fost la Paris acum, cred că știu să vorbesc perfect franceză. Moet. Teul se citește. Multă lume zice moe. Nu, teul se citește. E simplu. Corect. Păi ce înseamnă să știu franceză? Uite, si. Oui. Eu am făcut franceză și germană la școală. Germana e nenorocit, rău de tot. Deci nu mai fiți cârcotași, da? De ce sunteți cârcotași? Părerea mea, nu știu, la final, sau dacă chiar vreți părerea mea, păi nu știu ce să zic. Hai să scoatem și cartofi ăștia. Ona, Krasivaya, Zenshina, Ona, Mne, Nravitsia. Ia uite. Alex, cam chiar tu translate. Nu. No? Nu? Nu. Mă gândesc că poate știe cineva. Nu, nici nu translate. Ah, ok. Da-s în mare. Ok. Și pe când ați dat, scoate acum, da. Hai. Ia să vedem dacă știe cineva ce am zis. Trebuie să nu fie vreo prostie, mă. Hai, pune tu, mai scot și eu. Da. Nu-i rău. Ca aia de la Cetăianu. Te-i mai tasez. Silviu mai scurge din uleiul ăsta, din untura aia. Lasă-te să scurge. E untură, nu-i ulei. O fi untură, ulei, ce-o fi, dar aici colesterolul la... meu... Se duce la fund, da? Și ți-e dau de la suprafață. Perfect. Silviu, avem o vârstă, ne... Hai, mai cu viață. Ne înleci în colesterol. Da. Hai să ne mișcăm. Și ce asta zice ficatul meu? Ha! Și-a ceva. Ni. Da, nu-i rău, nu-i rău. Nu-i rău, n-a fost rău. Miss Lemon, hello, Miss Lemon. Haideți cu like-urile, dacă vă place cântarul ăsta. Discul ăsta. Să văd în like-uri. Vezi care ai tu primit deja de ăștia din dreapta. De greșesc cu votul, da? Colesterolul după ficat. Ăștia sunt primit? Da. Ia uite. Ia uite, ia. Care e riscul?
din tot timp poate nu să se ocupe. Nu există riscul ăsta la mine. Ok. Eu nu risc deloc. Nu cunoști nici... Aici nu riscă. Nici ăștia de... ce sunt ei? De Dobrogea, de Dobrogea. Să las câteva mai moși, așa că-mi plac, că moși. Așa stai, da? Moși. Juicy. Marian, parcă ai fost în Odessa. Am fost de mai multe ori, dar în trecut, acum de când a început războiul, n-am mai încălcat. Am fost eu. Uite, pe ăștia s-au ars, bă. Acolo a fost focul mai... Ei, nu s-au ars, sunt exact ce trebuie. Știi că am mâncat mici la piața Obor și nu erau făcuți la foc? Nu ne-au făcut deloc. Erau pe plică, da. Serios? Da, nimeni și acum. Am uitat și noi și acum. Eu știu, poate, patronul și tot timpul... Nu, țeapă. Adi, șeful galeriei de la Dinamo, e patronul. Poate să fie, le-a fost... Nu, erau făcuți, n-avea urmă de fum, erau... Le-a fost leve, când ai dus-o atunci... Îl sunăm să-l întrebăm? Cred că era vremea ușa. Nu, stau să... După aia zice că vreau să... supăr cu ceva, dar dar după ce am făcut eu clipul, au făcut mai mult pe TikTok. Și hai să vedem dacă, într-adevăr, și-au filmat la fel, nu ieșea fum și l-au făcut pe plită. Crede-mă. Au amețit și pe aici din iază la miros. Da? Moist, mai în sânge? Nu, moist e așa, mai suculent, cam nu neapărat. Cartofii Bertolani. E ultima serie, nu mai avem. Cred că din cauza de foc, dar ultim sunt foarte puțin. Este foc, este foc. Așa nu avem, dar este văd că e și domnul Sorin pe live, poate se enervează, da? Și... Da, păi e de la început. Poate se enervează și aprinde și el grătarul ăla... Fiță. Da, fiță. Ne face concurență după aia, la grătare. Mici se întorc doar de 3 ori. Știai? Da. Da, tu faci tot timpul mici. Nu, dar mai auzi vorba. Da, știu, unul la un moment dat la o petrecere i-a întors de 4 ori ce bătaie și-a luat. Da? Da, e nasol, da. Ai bătut tu? Nu, eu. Da. De ce? Aia care chiar se pricepeau la grătar. Nu mai rămân suculent. Tu nu trebuie decât să le dai un pic de crustă. Nu trebuie să-i coci. Vezi că o să-i coci într-o tigaie normală, adică câte mai lipesc? Da. Aici nu. Cât am fond aici. Da. E fond aici. Ni. Da, n-arată rău. Sunt curios să... ce să zic Anastasia de micii noștri. Stai așa și nu mișca, că nu mai unde să-i mai pui. Am. Bune n-ai. Nu pui pe ea. Ba, da, așa e bine. Așa e bine.
așa, din să pui un microfon. Așa. Nu, e ok. Trebuie să fie. Pune asta era supra, ca să rămână tare. Ok. Pune asta, așa. Încă puțin mai. Ce zic eu? Să dăm o vodka. Merge, că după aia o dăm pe bere. Ce bere rece, ce bere rece. Cât îmi place melodie. Dar niciodată n-am știut cine cântă ce bere rece. Scoate, gata. Ia mai. Hai. Noroc. Na, zdravie. Noroc. Can you put the online channel? I have many YouTube channels. No, but for now. Ah. For now? Yeah. Pe mâncăm împreună. Pe mâncăm împreună este? Păi da, eu am făcut ieri live, nu le pun unul după altul. Ce zile? Se taie din vizualizare, niciodată să nu pui două clipuri în aceea zi, zilele. Eu pun... Păi unul pe zi. Unul pe zi, da. Da. Da, pentru că unul poate să meargă la simultan. Da, da, da. Eu niciodată nu pun pe același canal două clipuri. Ba mai mult, eu plec în Vama Veche și fac live de acolo. Wi-Fi. A, domnul Sorin a făcut ieri grătarea, astăzi sunt în refacere. Da. Da, e gata. Gata. Da. Uite, like zice Gustavo Lima, balada Boa. Ce bere rece. Sunt acum la pe live-ul tău, ia, ia filmează, filmează, filmează să se vadă. Nie, 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 că e de somn. Uite. No. Poate. Ia. Ai stop. Where is the camera? Where is the camera? Where is the camera? Where is the camera? Gata, scot cartofii și mergem la masă. Da. Mama mea, cum sunt. Hai, noroc. Noroc. Ia, ia Romeo un cartof. Nu te abține ca acasă? Nu. Trebuie să punem ceva pe ei. Sau mai rău un pic. Da? Da.
pelea grasă. Auzi? Mă văd în reflexia geamului. Marco, asta trebuie să ne dai șervețele pro 2-3 cutii. La baietă, găsești hârtie igienică. Vorba lui... Rebenciu. Care e vorba lui Rebenciu? Rebenciu. A, Rebenciu. Ultima tranșă de... Cu hârtie igienică la Revoluție. Nu știu, nu știu. Da, eu este gata. Cum ai rămas de pus un post. Vedeam de bărat. Parcă nu mâncai cartofi prăjiți. Deasupra, ca sunt scuși de sunt perfecți, untură. Crede-mă că sunt perfecți. Cei mai buni cartofi prăjiți care ai mâncat vreodată. Păi uite ce a intrat în ei, tot supul ăsta, toată zeamă. Ce gust au. Na. Na. Deci, în tigaie, la foc așa puternic, se lipesc. Și nu ies atât de frages. Uite cum au ieșit aici. Nu se, nu se lipește nimic. Ai și un pic de paie de ulei acolo. Untură. Adică nu e chiar... Untură. Și ajută și, cum să zic, vasul în sine. Nu e plat. Păi, teoretic, e ca într-o... Da, 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 da. Ca o licică, ceva. Exact. E un mare avantaj. Uite, pe grătarul ăsta mai intra un porc întreg. Da? Că e păcat de jalo. Deci, da, acum intra un porc. Eu zic să luăm, să începem cu crapii din Iaz. Dacă mai vine pandemie, mai vine pandemie și nu mai găsesc nimic de mâncare, meniu. Eu bag aici un fierbător, le ăștia am acolo și fac o ciorbă de mănânc. Dacă sunteți prin zona asta, Constanț Năvodar, și aveți prin casă vreo 4-5 kg de pastramă, niște scăricică, chiar mai merge. Puteți veni, că ia uitați cât a făcut. Hai să bem o bere, la mici. Merge. Romeo! Hai. Merge. Zi. Davai. Davai unde? Davai să bem o bere. Punem și cartofii? Eu zic și lălarea pe mozică să le... Cartofiurile alea unde le zic? Tot fără aleși. Hai să întâlnim. Da, da. Dacă ți-ai poverila. Ceva, am, uite, uite-te pe... Hai că ți-am văzut. Curcuțele sunt... Uite-l, hai. Spate-l, spate și mulătă. Ai parte de muștarul căcuci. Da, te puci clasic pe ăla, number one. La minut? Nu o spun, da, eu sunt sponsorizat de... Mă sponsorizează Olimpia Tecuci. Mi-a zis că dacă mai spun de multe ori, o să-mi dea un borcan când ajung prin Tecuci. Și eu chiar vreau borcanul ăla de la ei. Oh, Live Bazar, ce faci Live Bazar? Eliberăm un pic măsuțele. Da. Ia uite, a venit berea, berea, berea. Și Heineken a zis că dacă spun de mai multe ori și arăt sticla, primesc o sticlă de la ei. Angela nu lăsă pe Alex să bea, știi? N-are voie să bea? Nu prea are voie, da. Și când a văzut acum că a ciugurit, s-a supărat. Deci Angela, tipa în roz. Da. Ucraineanca în roz, nu o lasă pe sos să bea și l-a prins în flagrant. L-a prins. Da, dar trebuia și tu să iei apărarea. Că i-a zis că numai noi bea, el nu bea. Da, da, da. Că paharul ăla din mâna lui era de fapt al tău, că tu gătești și l-ai dat să... Da. I-a zis că Mariana are darul băuturii. Da, da. Și că... Petrecerea lui Fiana. Petrecerea lui Sorin, spune tu, când a fost cea mai mare distracție? Nu în prima zi când și cu câinele și când am băut fiecare un pahar în plus. În prima zi când a fost la Maramureș. Da, da, da. Și sper să iasă curând. Păi așa e peste tot. Prima zi pe unde te duci, atunci e crâncen. Atunci a fost de neuitat. Da. Hai noroc. Hai noroc. Întâi mai fericită toată lumea. Să fie bucurie. Și mergem la masă. Mergem la masă. Hai, da.
Asta e că cei la fund de dușmănie. Norocel, norocel. Da, da, da. Cei la fund de dușmănie. Da, mai avem puțină vodcă, da, facem carcalete, facem. Da. Mariana are dar băuturi, eu nu beau fără el. Păi tocmai de-aia și vorba asta, cei la fund de dușmănie. Eu n-am mai băut de când m-am întâlnit cu Marian, ultima dată. Marian mă îndeamnă. Da, 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 eu să vin. De-aia nu mai m-a chemat Silviu, că da. Mereu plecam, beți amândoi de aici. Okay. Da, Silviu v-a spus la început. La începutul live-ului de dimineață a dat să spele masa și a spart geamurile. Uitați masa e acolo. Așa că nu avem masă momentan. Facem bufețuile. Ești și ora sa noastră sia. Alex. Alex. Nu vă grăbiți. Nu, să scoatem niște castraveți acri, să spasem. Nu ne grăbim, ce e, cuiva foame? Nu, nu, nu. Mai am scaune, am scaune. Okay. Știu, dar cred că trebuie să eliberăm zona asta. Pune aici pe asta. Nu știu dacă să nu cad. Nu, ăla pune-l. Iulian, Andrei, am venit la timp la masă. Asta era Silviu, asta era mea. Asta e al tău? Nu. Marian, stai tu acolo jos. Stai aici. Dacă o să filmez în toate direcțiile. Dacă mă uit, stai acolo. Sau să pun două de astea. Nu, este bufet suedez, fiecare își pune... A, Silviu, își pune de fork, de fork, de fork, de fork. Yes, yes, uite aici. Furculițe. Furculițe. Nu, că nu am nicio problemă. Stai să stau eu, Maia, că n-am. Vezi că o să mai întorc imaginea, să un pic mai distant. A, da, 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 e ok. Marian, îți pui. Da, e cu autoservire. Da. One spoon of mozzarella. Astea ta, Silviu, da, da. Thank you. Mulțumesc. Mai pune, mai pune, că vrea cu mult muștar. Da, 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 eu. One more spoon. One more. Nu mă abțin ca acasă, adică când sunt în deplasare, două linguri cu muștar. Hai că pun eu. Încă unul? Nu, ai, bine, fi, acum, ce să zic. Puteau fi patru, dar ai ok și trei. Oricum e un plus de la 2 mici la 3. Sunt pe plus. Ia și o coastă. Și o coastă. Ia și un cârnat. Eu am o rugăminte. Am văzut că ai cârnadă, cârnadă la mai mic, nu-mi plac astea mari. Îți plac toți. Cârnatul mare nu-mi place. Nu-ți place cârnadă mare. Nu. Ia. Zi ce mai vrei. E glume din vita, da? Atât vrei? Da, și cartofi prăjiți, stai să spun. Și cartofi. Eu pentru că filmez, am mâinile ocupate. Mănâncă acum Marian, că nu se știe ce-i prin vamă. Păi nu mă abțin ca acasă. Ia uite, plating-ul. Nu, ia din Sibiu. Așa se mănâncă aici. De întâi mai... La botul calului. La botul calului. Cu mâna. Da, știi ce putem face? Să aducem și masa mai așa, ca să nu stăm, zici, hai, că suntem, hai, divorțați. Hai, hai, hai. Adică nu suntem divorțați. Eu aveam masă mare, dar na. Eu cu Silviu doar suntem certați. Atât sunt. Da, da, da. Acum nu-mi puneți două farfuri, că nu, chiar nu vreau două farfuri. Creamer zice în vamă, te dai mare cu stomacul plin. Păi vă dați seama că eu mă duc în vama veche și cred că sunt singurul sătul de pe acolo. Bun.
Hai, să fie bucurie. Mama mia, ce e aici? Zici tu? Mama mia, ce e aici? Cum să n-avem loc? Pe bune? Oho. Avem, avem loc. Ia uite, a venit și Ina. Bună, Ina. Ira, am primit pe PayPal, mersi. După Revolut, nu mai știu. Ieri. Ce-ai primit? Ina? Ce-ai primit? E susținătoare fidelă. Da? Nu pot să zic ce am primit pe Revolut ieri. 10 euro. A mea aici. Vodka, asta e a mea. Hai că vă cea. Hai că vă cea. Da? Everybody, have a chat. Cum? Hezăcea. Nevastă mea mă corectează. Pentru că e masa mică, eu nu știu unde să pun trepiedul, dar fac un artificiu, îl pun pe gardul ăsta. Nu, îl pun aici pe gard. Ia să vedem. Ah, dar nu încap. Uite aici că e mai spațiu mai mare. Am spart masa. Am spart masa, Silviu, da. Așa merge pe genunchi. Așa știu ce-a. Ce-ai zis? Se vede? Ia să am făcut și eu. Chiar sunt curios să văd cum se vede imaginea. Da. Mi-a mișcat rapid. Alex. Ia. Ce tare, chiar ne vedem toți. Mhm. Se vrea bani de loc, n-au, n-au mai cânit, ia. Câte persoane? 300. Dar e ora, e duminică. 300 pe persoană lucrează. Ba te vei bade luptu Anastasia. Păi atunci se poate camera mai spre ele. Dar mai poclonic, da. Fana te mai întoarce. Nu e atât de mult. Ce te-ai Ești Кошка вкусная, блин, да, получается? Да, ну, да, да. 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 My hands is very oil. With like haiduc. Very haiduc. Very haiduc. Haiduc. Okay. Is it possible one cucumber before? No. Alex, haiduc eat like this. Like this. You think we have what? Take more. No, I just take one. But there, on the table, yes. Yeah. Okay. We have a cucumber. No, but it's not my. Here. Okay. Okay. Yeah. Yeah. What damage? Yes, my. Ah, my. I have a If you don't like, тебя, дорогой. Yes. If you don't like, tell some many people watch us. Tell it's very good food. If you don't like, it's not good, but you tell it's very good food. Why I don't like? It's everybody want to eat your meat. It's very nice. It's the perfect day today. It's really is. Was very tasty. This is a tradition from Romania. But tomorrow is the day, the hard working day. Hard working day. The same in Russia.
in my neighborhood in Bucharest, I have awards. Eat today, because tomorrow, never know. You mean the 1st of the May, yeah? No, every day. Every day. Every eat day. Today a lot, because tomorrow, you don't know. Maybe once, Wednesday? Yeah, maybe it's the last day. One tissue for me? Thank you. Mă, sunt singurul care n-am furculiță, mă duc mâna. Dar nici eu n-am furculiță. Păi te-ai lăuzat că ești un suros pe mâini. Da, acum chiar că nu mai mănânc cu furculiță. De ce? Și nici Marian. L-ați văzut de obicei pe Marian cum mănâncă? Mănâncă împreună? Are o costiță așa mică și încearcă să o taie așa cu da. Furculița. Și nu mai rămâne nimic, adică nu, el nu mănâncă nimic de ea, rămâne doar... Încearcă, tai o bucățică așa mică. Trebuie să mănânci cum mâncau aia, bichinci, ce-o zvârte. Ca haiduci, mă, da, așa. Dar și de ce mănânc eu cu o furculiță cu cuțitul? Pentru că după aia trebuie să pun mâna pe cameră. Și mâna unsuroasă. Acum dacă am scăpat de cameră, mănânc cu mâna. Dar cum să zic eu în engleză, mănânc că nu te abține ca acasă? Eat. Hai, noroc. Puteți să-mi scrieți în comentarii cum să traduc faza asta, vorba mea, mănâncă, nu te abține ca acasă? Noroc. Cheers. Nastarovie. Nastarovie. Nastarovie is in Russian. Yes, but this doesn't mean about Russian or Ukrainian language. It's the same. Yes, it's the same. But in Ukrainian language, cheers. Cheers is the English. What do you say in Ukrainian? In Ukrainian. It's also is на здоровье. Ah, okay. In the same. Будьмо украинською. Ah, she said from the Ukrainian. It's на здоровье. Is the будьмо. Будьмо. Yes, but it's, no, it's the, I don't know, it's, I can really, it's the first time I heard that one, it's the будьмо. Будьмо, это на здоровье, будьмо, тост, будьмо. Будьмо. Să încercăm și când a tost agras, să vedem ce bucă. Не знали, что компания. А, это что будет для меня? Это что ты? Это что ты? Я не пишу, конечно, я не. Что, это та рава? Это чего? Это та рава. Да. 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 Ina, cu mare drag. Mulțumesc mult, oricum. Dar pentru ce ți-au trebuit lemne? În Austria nu aveți alt tip de încălzire? Folosiți lemne la încălzire? А, централа кулемна, да. Везде, блин, на бассейне фотки фотографировали, ныряла. Там быстро усы. Ну, все хорошо. Я буду на мукаре. Very good. Ай, три куцита, Trei cuțite. Trei cuțite. Suntem un grup de copilași. Cuțitul de prieten, știi, la care îl dai așa, doar dacă îl cunoști pe cineva, cunoști pe cineva, știi? Îl dai, dar îl dai în față, nu în spate. Nu în spate, nu le junghi. Nu ați de ieșit din ușă. Ce bun.
Alex. Oh, yes. No, it's still enough, serious, thank you. No, we're eating, we're not leave, we're not to go to the apartment, we're staying. In Ukraine is something similar with little, she knows our little. Kebab is Turkish. No, it's the same. It's the same name. We don't have the similar name. It's the same name, but the taste is different. Mm-hmm. Kebab is different. No bicarbonate. No, it's can put more onion and some spices. Some spices. Yes. Punem ceapă. Ei nu pun usturoi și nu pun bicarbonat și sunt mai uscați și sunt mai mici puțin. Dar ca formă seamănă ceva de gen. Și sunt făcuți pe sabia aia? Pe... Nu, îi pun pe grătar. A, da? Da, păi kebabul e făcut pe sabia? Nu. Aceia care, de care zice Alex sunt făcuți la fel pe grătar. N-ai mâncat vreodată mici în Bulgaria? Sunt oribili. N-am mâncat. Să nu mănânci. Dar și pizza e... Pizza era am fost cu Alex în Bulgaria, la Odessa. Și acum a dat o pizza. Nu, deja, la Varna, cum? La Varna, mă. La Varna. Da, am mâncat prea mult. Și au luat o pizza și era cu castraveți acri înăuntru. Eu le-am zis, băi, nu luați pizza, că e cu castraveți acri. Și nu ne-a plăcut deloc. Dar de ce cu castraveți? Remember the last time when we were staying the Cepinare in this Nemo. Is there requesting the pizza? Yes. Dar un castraveț acru, pizza, chiar nu... N-are nimic de pizza. Dar eu așa video. Înseamnă că la orice masă îi mănânci o... Păi îi zic nouă mămăliga. Așa îi zic nouă, mămăliga. Nu, mămăliga. Mămăliga. Când ne văd, mămăliga. Ți-aduce aminte stoicilor când ne-a făcut mămăliga? Mămăliga. Și noi ce rog castraveț. Castraveț. Прям по телевизору, по центральному каналу, по Гайбарну. Что он сказал? Ты знаешь, эти люди хорошо работают. Крокан? Я покупал. Да обычно мы когда разговариваете, вы обычно это знаете. Сейчас тема для этого. Я не знаю, как вот это есть. Как он есть вообще. Și nu suntem deosebiți? Au alt gust. Am așa cu poftă. E altceva. Da. Este altceva. Și ca toți prăjiți French fries, provenit din Franța, se fac numai în untură de rață. Aia e tradiția. Dar noi nu avem untură de rață, am făcut-o în untură de porc. Românească. Da. Poate e mai bun. Ai fost în Ucraina, cum e cu semnalul de telefon? E ok? Au net bun? Eu n-am avut net decât la ea, dacă... Da? Nu te-ai locat pe acolo? Nu, că mă gândesc dacă ajung pe acolo, dar, dacă pot să fac niște live-uri, dacă au telefonie bună. Dar prima dată când m-am întâlnit cu ceva ucraineni, au fost aici la Lidl. Și mi-a zis, magazinul ăsta nu găsești nimic. Și m-am mirat, bă, găsești de toate. Încă o familie de ucraineni s-au dat lider. În magazinul ăsta, că nu găsești nimic. Și eu știu că găsești absolut de toate. De toate pentru noi, presupun. Da. După ce m-am dus la Odessa, magazine mici, un sfert cât lider. Știi cum erau acolo? De 15 ori mai multe produse. Dar ce deci, fel de produse? Sunt rusești sau... Nu, ale lor, da. Dar este ceva incredibil. Eu n-am văzut în toată Europa sau unde am fost, nu am văzut nici în Dubai, dar nu există. În Franța nu există așa ceva cum nu există. Ai văzut pe film are cele mai multe vizualizări? Da, da. Aia cu Odessa. Da. E top. Da, așa e. Dar e ceva de nedescris ce poți să găsești acolo. Este și camera de mine, nu. E... Mănâncă bine. Toate astea... Au stat la nici foarte mici. Adică, nu l-au spătat la un restaurant de lux, care e top. Greu ajuns, acolo are 200 de lei.
Mă dați ce ne simțiți cu flexul și duminica? Dar spuneți prețul, că prețurile... Nu avem secretul, dar aproape... Nu se ține cont aici? Pe duminica? Nu, nu, nu. Sunt niște turci angajați și ăștia nu țin cont. Și au lucrat și de Revelion, au lucrat și de Crăciun. Da, pe ei nu interesează. Nu, duminică, sărbătoare, de Paște, au lucrat în continuu, în continuu. Sunt turci angajați și... Oricum, ei nu plecau în Sinai. Dar n-au nicio, nu interesează, n-au nicio sărbătoare. N-au nicio sărbătoare, nu interesează nimica, nu mai lucrează. Deranjează. Și deranjează că acum toată lumea... Da. E sărbătoare la noi. Anul ăsta ce sărbătoare? Tasos? A, nu știu. Potos? Nu știu. Habar n-am. Nu am fost în limenare. Și am fost în... Potos. Și am mâncat un potos. Am fost în vizită în limenarea, dar am fost în potos. Am putut la ajută să-l fac. Da. Eu mă duc când se termină sezonul și atunci îmi place mie, nu? Când sunt foarte mulți români, e în rezultat. E ca plin de români, într-adevăr. Eu mă duc când se termină sezonul și când sunt așa mulți români. Tot noi stricăm acolo atmosfera. Da. Ei, nu, că sunt foarte mulți oameni, acum depinde. Să țipăm, să țipăm, să rădmim, să... Dacă sunt nemți sau cei, așa, nu îi auzi, deci zici că sunt unul. Stau cu o carte în mână și zici că sunt certați, nu vorbesc unul cu altul. La noi strigă copilul pe tatăl, tatăl strigă la măsa, măsa strigă la mânică, vin cu tot neamul și urlă și țipă. Și măcar nu sunt țara lor, adică... Eu am alt program față de altă familie sau de altă familie. Și eu stric vacanța pentru că eu trebuie să aștept după ăla sau să aștepte după mine. Eu vreau să fac ceva, ăla nu vrea să facă ce vreau eu. Și mai bine te duci singur și îți vezi de treaba ta, de programul tău și aia. Asta se întâmplă, oamenii sunt diferiți. N-ai ce să le faci. Nu mergi... Și la o anumită vârstă e greu să te adaptezi la un anumit program. Sau să te mai strigi. Sau să te mai strigi ceva. Nu poți să te schimbi tu. Când mă trezesc la 5. Nu poți să mă trezesc la 11.30. Eu la 11.30 iau a doua masă. Altcineva ia prima masă. Exact. Adică nu ne suprapunem, nu suntem sincronizați. Nu mergem la curgeni, mergem la ora X, ăla care întâlnește la un dat, ăla la altul, ăla la altul așteaptă deja în mașină. Păcând ăsta nici măcar n-a coborât, nici măcar n-a mâncat. Și pachet de nervi că zice, băi, eu mă... Ăla face spume în mașină, așa. Ce mai mult? Mi-a plăcut când am fost la Maramureș cu domnul Sorin Costache. A zis, masa e la ora 9. O terminăm la 9:30. Tu dacă ne-am ca până la 9:30, noi plecăm. Nu mă interesează că ești tu, Silviu, că tu ești Marian, că tu ești Marcel, că tu ești un Mărel. Era o chestie pe care organizase el și altceva. Da, era o chestie organizată. Nu, dar așa trebuie, așa trebuie. Nu, dacă te duci și fiecare își plătește așa, tot s-a deranjat. E o chestie organizată și oarecum militarească. Dar la un moment dat cred că trebuie. Se pare de bun simț să respecti și pe altul. Îți zice că la ora 9 să fie acolo, vină la 9:10. Pentru că omul ăla te așteaptă. Omul ăla poate în timpul ăla face altceva. Orice altceva. Nu face un duș, mănâncă, se duce în altă parte, adică te așteaptă pe tine la ora 9. Dacă te zici jumătate de oră, își irosește timpul. Exact, dacă nu reușești să faci chestia asta, nu mai merge pe celălalt. Dacă nu reușești să te ții un anumit program, așa nu mă întâmplă. Așa nu mă întâmplă. Așa da, să vă zdruc, vdruc он нажмет что-то, блин. Я знаю, я его включаю, он просто не, ну, он лампочка горит. We are talking about this cruise control in the Lexus.
Anastasia are cel mai mare Lexus, ăla motor de 46 de ăla, cel mai mare. Nu, nu. E de 3 ori cât al meu. Nu știu care e ăla. Ți-l arăt în partea aia, dacă vrei. Păi degeaba mi-l arăt în partea aia, dacă nu dăm și noi o tură. Stai să mă pun mai bine cu Anastasia. Vine ca pe carul Sandra. Zici unde zici că ai șervețele? Șervețele, uite, pe aici, pe masă. Mă, te aud. Dacă ai venit cu de-astea incluse la culoare, să pierdem peisaj. Noroc. Mai aș fi lipsit, da? Hai, să fie bucurie. Da. Uai, cât am mâncat. Ce bere e asta? Heineken. You buy from? Here. From here? From как магазин называется? Kaufland. Are un nume olandez, nordic. Nu, n-am mai văzut berea și le-am întrebat. Da, nu, după nume îmi dau seama. Cine? Lidl sigur nu berea. Ea a făcut vreo 5 zile pe drum. A luat din Ucraina, Belarus, după aia Polonia, Ungaria, România, vreo 5 zile a condus. Ea bălă. Singură. Belgium. Ah, ok. Știi că belgienii au peste 2000 de soiuri, adică branduri de bere? Și există un muzeu al sticlerilor de bere. Cred că sunt alea partizanal, benefinat, nenorocit. Păi belgenii au inventat berea, de ce știu? Da, e bună, într-adevăr. Da, călătoria aia. E bună. Egiptenii au inventat berea. S-au găsit amfore de alea, îngropate cu bere. Cine mai știe, poate să descoperă altceva. Păi oricum, bere e de mult timp. Până la noi descoperit. Deci eu nu știu, îți dai să mai îmi dau cărți seara, știi și mie se văd. Maria n-a mâncat deloc. Eu vorbesc mult, mănânc puțin și lumea zice că mănânc mult, că stau ultimul până la termin tot ce am făcut. Așa mănâncă. Da, așa mănâncă. Da, așa mănâncă. Zângherită. Eu cu fima să cam poată pe ea. Angelica. Să mănânc cu mine. E prima dată când îl văd pe Marian că mănâncă cu mâna. Da. Pentru că nu mai am camera mâna, ai de... Nu te vede nimeni, nu te vede nimeni, da. Dar așa e mâncarea gustului. Ai văzut arabii mănâncă cu mâna și indienii mănâncă cu mâna, care are gust mâncarea. N-ai văzut că... Dar ca să nu mă audă nimeni, ce se mai mănâncă cu mâna sau ce se apucă? Că nu mai știu, era o vorbă. Puiul, peștele și... Se apucă cu mâna. Se apucă... Da, da, da. Nu ne audă nimeni. Nimeni. Your phone cover, it's like your nails. Tak se porosti. But the other phone from the other different nails. You are like a cat. Cat. Wild cat. Ah, are încă un telefon pentru schimbă unghiile. Mâine o să aibă oșă roză. Yeah, when depends on the color of the nails, change the cover. No, the phone. It's very simple to change the nails, the color to change the phone. Yes, she said it's very difficult to. Change nails is very easy to change the phone. Ina, mulțumesc. Am primit, să fie bucurie, Ina. Sănătate multă și petrecere frumoasă de 1 mai. Ia bă,
cât ți-au rămas la plastea de la coaste. Da. Toate că nu e bine să dai la pisici porc. Da? Da. Nici la căței. Porc nu trebuie să dai la niciun animal. Dar, na, mai... Deci că nu e bine să mâncăm nici noi, dar... N-ai văzut ca unul. Un celălalt polc. Un celălalt polc. Da. Așa? Face diabet, face... Am un cățel, am un din undeva aici aproape. Dacă îi dai porc, instantaneu, în două sau trei zile, face exemple de alea. De alea mari, ca niște bube de alea, dar intoleranță la porc și nu-i mai e. Toată chestia probabil vine de la ficat, care respinge. Că dă mă și îmi trămie într-o ghiu. Taină e ghiu. Taină e ghiu, cum e. E, dar n-a trupul, îți bucur ca mea și mea. Bă, firiu, bă. Blea, what is mean, blea? Te las paleș. What mean, blea? No, we are talking about... Я сама себе, а пью я только я. Бля. Лёша, ты нас палишь, прекрати. My neighbor said to his wife, suka bleh. After that, his wife put the hand to the knife, knife and want to kill him. Mai rar ne vedem, dar ne vedem. Da. You know that song? Eu nu soy marinero. Eu nu soy marinero. Soy capitan. You are capitan. Pentru că toți în Grecia toți sunt capitan. Tu să strigi capitan Cutărescu. Alexar este capitan. No, în German Company. Și acum în mai o să plece pe un vas mai mare decât a fost el de obicei cu echipaj ucrainean. De obicei a avut filipinez echipajul. Și e mult mai bine pentru că se înțeleg mai bine, mâncarea este aceeași. Filipinezii mănâncă porc. Da. Știam, porc. Da, sunt pe porc. Am văzut un clip la ei, un porc atât de mic au făcut pe filipinezii. Și i-am zis că porcul ăla mic este toxic. Și mielul mic până în 8-9 kg, porcul mic este toxic. Da, este toxic. Da, pentru că mielul are oasele formare. Asta că ea e porcul și pil. Dacă slușești, ea ne pil nici o satura nu e bine definită. Dar vreau ca să mănânce mâncare solidă. E numai un sac. Ia o rumcă vodka. Asumizat Mariana acum și se uită, mamă. Nu mai pot, deci m-am saturat, n-am terminat farfuria. Nici eu n-am terminat. Au, o, mine e smut, mine e tot agriez. O să mă pus că o să mi-e tot că tot agriez. Și o mine e smut. Mine e tot agriez. Marian, tu înțelegi, o să vezi dacă ne vorbesc de rău, să nu sunt și mie. Dacă zic ceva... Momentan nu. Nu? Eu nu mai luat. Tu ești pionul ai. Ne anunță Marian când e ceva nașa. Da, mă, el a făcut rusă și el a spus. Știe toată lumea că e pion rus. Ești infiltrat. Acum dacă am făcut la UME 025, înseamnă că sunt ceva infiltrat sau? Ia căutați acum, caută ceva, caută, Romeo, caută Wireless, să vezi că găsești Duba, nu știu care... Duba 3, Duba 3, Duba 3, Duba 3, Duba 3, uite, dacă, de bune, Duba 3, Duba 3, Duba 3. Păi da, dar am mașina cam departe, nu bate ori, spune. Nu bate? Mașine, sistemul.
Ai venit cu mașina? Eu da. O las aici. A, o las aici. Da. Da. Noi am venit cu Boltu, că am zis, băi, nu ne riscăm. Sunt 7 km și ceva, am zis... Și bricheta este asortată la unghii. Even the lighter, yeah. Ia uite, Marian. Și bricheta oare asortată la telefon și la unghii. Mai repede schimbă telefonul decât schimbă unghiile, știi? Dacă mâine își pune altă unghii, ia telefonul. Asta înseamnă să joci într-o altă ligă. Bună dimineața, Roxana. Cât e acum în Canada? 9 dimineața? Roxana Stoleru? Da. Nu am luat noaptea în cap și deja pe... Așa, matinală, Roxana, la 9 dimineața? Păi și eu când am fost în Canada, mi-au luat vreo 4 zile să mă culc. N-aveam somn noapte. Vrei seama, cât sunt? 7 ore? 8 ore. Fresh beer. Cold beer. Cold like a dead man. Angela. Правильно. Angela все видит. Килас. Лупа, да? Angela Килас. Да. At night. No, no body kill. I'm afraid. You're afraid. But at night. Yeah, during the night time can kill me. I close my door. Also. I close my door. And I'm afraid. Vrei și desert? N-am. Nu. Ne pregătești că e pe live, pe desert, așa, pe vlog. Nu știu. Eu nu știu. Apar, da. Dar mă duc la piață și văd atunci ce găsesc. Te orientezi în fel de ce găsești. Dar eu n-am, chiar nu știu nicio rețetă, ți-am zis. Mă duc la piață, văd și îmi inventez ceva. Și dacă mă pui să fac aceeași rețetă la fel, a doua oară, ar trebui să mă uit la mine pe YouTube să văd să fac la fel. Tot timpul fac la altfel. Și eu la fel. Da. Marian. Sănătate. Anastasia. Nazdarove. Prima dată când văd Marian că mănâncă cu mâna și bai că mănâncă ca tot prăjiți. Mai mănânc ca tot prăjiți, așa. N-a făcut așa cum trebuie. Da, să văd eu că nu e ulei de palmier, că l-a făcut ăla. Ce zici de Mariane? Au. Nu mai bea. Am trecut testul? S-a pocăit. La chestiile tale? Poți să deschizi un pic poarta? Nu. Deschide un pic poarta. N-am. Deschide un pic poarta. Ha! Stai să caut. Что ты кисень там моя, красноглазая? Рассказывай. Гата. Зи тебе уже едим. А, у вас уже. Да? Ну, я лав пепси чай, только добиться. Арель машина. Пять команды не фигуру. Гарли. Я мой тат, да, че не уж так и вина. L-am sunat la 11:30 când voi trebuia să veniți la 12. Eu... Da, nu știu de ce să gârșchi, bă. Ce te zic, bă? Uite care, Pepsi. Ha! Uite ce strigăte! Noroc că ești pregătit! Am alimentat de dimineață la benzinărie și m-au luat o... Vezi cum strigă? De departe. Ha! Hi! Ho! Asta e fericirea absolută pentru el. Nici o masă fără un Pepsi. Păi da, nu, dar eu nu beau cafea, doar. Dacă nu beau cafea, trebuie să-mi trag cofeina din ceva. Marian a fugit la baie, nu n-am fugit la baie, m-am dus până la mașină, nu mai fiți scârcoat așa. Не вообще ничего не делал. А, масса по Я же говорю, что это розовое тело сидит. Видишь? Макалат не сидит. Но она там выглядит. Латина, это из-за линии. Я не прям.
Camerele mele de la vedere nu funcționează, ceva, adică chestii de-astea personale. Sunt chestii personale și ăla-i tipit să zică ceva fără să aibă legătură cu mâncarea și cu ce fac eu. Cu fondul problemei și cu conținutul. Nu știu dacă e văzut, 99% eu nu apar. Pentru că e vorba despre mâncare, despre rețete, nu despre mine. Na. Cornel Bazareu. Aaa, te salută Cornel. Cornel e fratele meu, e... Nu știu bine, este. În Genova. Da. Ah, că ai făcut tu și... Da, mă sună, îl sună. Da, un magazinaș. Da, un magazinaș. E un om drept și corect. Îl zice în față. Îi place tine, îl zice. Nu îi place tine, la fel îl zice. Mie place, mie... Atunci mai corect așa. Ce mai face? Da. Periuțe și toate prostele. Dacă era fost... În viața, îmi place de el. De-aia îmi place mie de el. Pentru că este un om... Filmarea de la Genova chiar a fost foarte tare. Da, mișto. Nu, ușor, goa. Nu, putem să-i spunem lui Cornel că era ușor golul. Nu, magazinul, dar am mâncat vafele. I can't stay without Anastasia. I can't stay. I'm in love with Anastasia. N-a auzit nimeni, da? Nu. E job. Cum se aude? Asta este sunetul fericirii. Ți-ai luat tu de la plasticul. Asta ăla aveau la benzinărie. Ăla, old fashion. Ăla, știi? Pepsi la sticlă, ăla la sticlă, cu reclama aia veche. Modelul ăla vechi, știi? Că în mașină n-am cu ce să-l desfac. Care culmea e mai scump decât ăsta la altul. Da, și că în mașină n-am cu ce să-l desfac. Ține minte. Eu s-a dus cu rulota. Rulota. S-a dus undeva pe malul apei, da? E, s-a chinuit jumătate de oră să deschidă o bere și n-a reușit. Măi, eu ți-o deschid pe aia și cu, nu știu, cu orice. Cu ce deschideai în natură? Cu altă bere, cu asta, cu bă, aveam o singură bere. Cu un băț, cu orice. Cu orice, crede-mă, dă-mi o bere, ți-o deschid, dă-mi o provocare, cu orice, ți-o deschid berea. Băi, aici, da, dar eu pe câmp acolo. Cu dinții, cu un inel, cu orice, cu bani, cu o cheie, dacă ai cheie. Și după aia să rămâi cu o gaură la dentist, nu știu cât. S-a chinuit jumătate de oră și a rămas nevoit. După aia s-a mai chinuit vreo două ore să aprindă focul. N-a reușit. Dar și de ce n-am reușit? Ei, hai, găsește motiv acum. În mașina, în autorulotă, aveam un box de hârtie igienic, din ăla cu 12 suluri. Și puneam hârtie igienică pe foc, nu la foc. Deci am stricat vreo 4 suluri. Și la un moment dat primesc un mesaj de la proprietarul autorulotei. Marian, nu mai pune hârtia. Nu mai îmi pune hârtia pe foc. Și zic, ia uite ce proprietar. Du-te mă de aici că mi-a cumpăr două boxuri de hârtie igienică. Și a zis că e 25 de lei o hârtie igienică și el avea un box întreg. Apă bune? E o hârtie specială care se dizolvă în apă. La autorulotă se dizolvă în apa menajeră. Păi e asta, de fapt, ăștia reclamă. Și eu puneam asta. De să dizolvă în apă. Și proprietarul autorulotei era supărat că i-am stricat tot boxul de hârtie igienică pe care dăduse vreo 200 de lei. Marian, asta a fost după. Tu te-ai chinuit două ore să aprinzi focul. Asta a fost după. După ce ai consumat toată hârtia igienică din autorulotă, tu acum exagerezi. După ce ai consumat toată hârtia... Păi nu ia foc, aia e o hârtie specială. Până la urmă nu mai știu. Am luat niște hârtie că găsesc... Dar chiar că nu mai știu, că asta e făcut un rământ. Una, da. Care a fost dezmântământul. Până la urmă am aprins focul, dar s-a stins imediat. E de aia ignifugă. Nu, arde. Bune? Nu arde. E foarte densă. Nu arde. Ardea foarte bine. Dar el a rupt niște nuiele de alea, așa mari, și a pus vreo 6 nuiele, dar așa mari. E, și hârtie igienică de sub. E, cum s-a prins nuielele alea luate de pe jos?
dumnezeală, da? Trebuie să fim cu stinghioare, cu la-la-la, cu lu-lu-lu. Și după aia găsim motiv că... că n-a putut de, să aprindă... Cu un pic de ierbuță uscată. Ideea e și să fie grascul ăla. Ia, 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 că se-o ftic acum. Nu, nu, citesc comentariile. Chiar o spune fără. Se-o ftic, ia. S-a înrășit la toată. E fiert. Salut, domn Sorin, dă bine! Pepsi cu mici, combinația perfectă! Domn Sorin, sunt singur în mașină, deci dacă scapă ceva... It's the taste of the camera, yeah? Yes, yes, yes. The camera have a taste feelings. It's a wide seven. Image. And capture all. It's professional. We make a movie with a phone, with a Xiaomi. I make movie with Xiaomi. Marian, it's like a scuba diving. It's with many fires, with many cables. It's like it's professional. Oh, Anastasia. Yes. Hello, Anastasia. Hello. Welcome. You changed the color of the nails? Da, yeah. It's the blue. She's blue. She needs the time. Huh? Надо время. Ăsta cine e? Ăsta e Bogdanei. Am problema la ochi. Da, tot fetiță, dar așa am pus numele. Și are un ochi care plânge, unul care râde. Așa s-a născut. Maci, many people understand the Russian language. You don't say nothing wrong about us. We're talking about from the our life. Silvio, you don't worry about this one. We're not tell is. I'm warning you. Many people understand Russian. It's okay. She understand. It's not worry about. Because we are not talking about the hour of the sum of bullshit, yes. We are talking about the good food, the good company and... Panimaiș, Panimaiș. Yes, and we are talking about... Just last one, we are talking about the baby cat. I can tell to Angela, I can see is the one is like a lion, I can show to Anastasia, yes, when I come, is want to come to me, yes. Want to escape from that? Yes. It's the nothing interesting, yes. I trust in Anastasia, but in you I don't trust. Believe me, yes. I know. Is I can watch also. Is I can read. Is the many. The interest. Many people. Yes. For sure. I can. Don't tell nothing. You are. Is the very, very good friend and your best friend. You are like Bratan. You know, Marian, știți-am Bratan? Bratan? Bratan, rusă. Marian, you are Bratan in the Russian language. E ca un frate, ca un prieten foarte bun. I know Russian language many years ago, but I don't speak with somebody no, and I forgot. No, but you understand everything. No, it's about the Russian language. Yes, I understand, but many words I forgot. Yeah, but no, I mean, the Silvio can tell me
But you know, I know many Russian words. Yeah. I can speak. No, you when I talk about something from the our company is the sum of bullshit, yes, but you can understand me. Yes. About of the cat and about the leaf. Yeah, no problem. Pațan maladeț. Pațan maladeț. Yes, you are no. Yes, I understand, but it's okay, no bad words or something. Ce ți-am pățat la de? Because it's the Silvio is the worry, because maybe I can tell something about... No, because I understand everything. You see, you understand everything, yeah. It's yes. Пиздец. Silvio, Silvio have a fear. Russian spies. You are a Russian spies. You remember? Can, yes. Хорошо, пиздец. Хорошо, пиздец. Ce-ai făcut? Ai schimbat limbajul? Arașa. A, limbajul de adresare la pisici. Da. Înțeleg din rost, dar mai exprim mai greu. Vezi că astea sunt orice. Pisicile? Lumesc. Nu știu. Le asociază practic sunetul cu... Deci cum ai zis că îl cheamă pizdeț? Pizdeț. Putem spune pe live asta? Am spus deja. Cum să pui la o pisică pizdeț, nume pizdeț? E un adjectiv. Pizdeț. Îl auzi pe cineva. Știu. Știi? Ești bravo, ești pizdeț. Pizdeț în Russia is blagadiscia or something. No, it's the Russian means is that one is the council of your life. No, translate the name pizdeț. No, pizdeț is is the cancer. Pizdeț in Russian is vlagalishcha or something. No. Pizdeț it's bravo. Amba. Конец. Mai greu, dar citesc. Programele la televizor erau mult mai bune. Da, chilice. Nu din prima. Mă curt puțin ochii și dar citesc. Devușca. Davai. Devușca, davai. Ia-ți, davai. I understand that one. Devușca, davai. Da. Пиздец. Пиздец. Понравилось слово. Astea-s rapoanele care le culegi pe vântură? Așa. Nu, astea le-am luat goale deja. Da. Astea le-am luat goale deja. Aia erau ceva mai mici. Da. Dar nu astea mari au carnea cea mai multă. Alea medii. Medii au, da. Astea mari sunt bătrâne și sunt...
Te ajută practic inclusiv la digestie. Exact, deci nu e un lucru rău. Dar afectează gustul. Deci da, după ce le țin cu bicarbonat, spală, pune în alte condimente și gătește. Și e un lucru bun. Orice carne tare, ține-o cu bicarbonat, taie-o cu subțire, pune-o cu bicarbonat și este cea mai moale care e. De asta pune bicarbonat, ca să iasă suculente, zemuș și... Și să-i umplu. Da, să-i afâneze un pic. Suntem singura țară care pune bicarbonat în... Ca să nu fie trumpioasă, să fie un pic așa afânată. Cătu, să-i... Dar nu mult. Nu trebuie. Все равно прикатили бы. Я вот это... Не, кёрхер, блин, он, мы же это, близко можем тротуара, знаете, и... О, там. Вы сказали, палю, я не буду. Да, это правда. Да, listen, this is Russian music. Да. И что? Стас Михайлов. Стас Нет, это не Стас Михайлов. Ола Пугачёва. Это группа Рождества. Да, Рождество. Крисмас. I go to Turkey. Групп Крисмас, да. Да, да, че кукуцит? Ну, не там приехал. Пан, короче. Твой друг какой-нибудь. Ты говоришь, я... А я на него ругаю, чтобы... She tell me, when I come in back to home, I can listen is for... No, high sound of the music inside of the car. Yes, you see now? Yes, I think my neighbor is very drunk now and put the Russian music. That is Romanian music. Hey, no problem. Turkmenskiy yazyk. Music. It's nobody knows who she's come from. That it's a nice music. No, it's nice. Yes. I don't hear one Russian melody good. Russian don't know to sing. Tell me one Russian good music. One. Cum se numesc cele două fete care erau din Rusia și aveau... Lasă-le pe alea. Nu. Lasă-le pe alea că cântă în engleză. Nu, cântă în... Bine. Spune-mi Kazachok și spune-mi altă melodie în rusă. Nobody listen Russian music. No, Silvio, believe me, everybody can listen the Russian music. Tattoo formation. I don't understand the language.
tell me, I don't understand what she say in that melody. But I don't care. I want to hear the music. Like, yeah. I don't know Arab, but I hear Arab music very nice. But in Russia, I don't know any melody. Turkish also. In Turkish, but in Greece, I don't understand Arab, Greece. I don't understand. But it's very nice music. Some of the melody, but in Russia I don't know Silvio, one melody. Tattoo formation is two youngers. Tattoo. I know tattoo. But spune-mi altă melodie pe vechi la ruși. Care casa cioc mai aia cu Catiușa. Catiușa. Iablăni. Ei spun mie că eu nu înțeleg versurile, știi? Că totul depinde de versuri. Dar eu vreau să ascult muzica fără să înțeleg versurile. Cum e și o melodie arabă, cu una grecească, vreau să înțeleg, să-mi placă muzica, melodia, fără să înțeleg. Nu există. Afară de Catiușa, Cazacioc, nu există. Nu-mi place. Arlechino, Sintiule, Ala Pugaciova. Am ascultat Ala Pugaciova de la vecinii mei și Stas Mihailov, de m-am săturat și nu-mi place nicio melodie. Nu-mi place nicio melodie. M-am sătrat. Păi da, ai zis o melodie recunoscută. Vă rog, rusească. Vă rog, 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 maybe Anastasia put music from his car. Nașa. Și o să nașu. A? Nașa. Dar e o vorbă. Ce vede nașu pentru prima dată și singura dată în viață? Nașa evreiască. Adesiș. Ia. Шафутинский. Че врута музика? Наша. My name is Нашу. Не ваша, наша. Это музыка Дениша. Мы сильно обижены. Попросим. Пачем рима, Нашу и Ниша. No, Silvio. Sorry also. You know, it's so many people from the Ukraine can listen the Russian song, yes, because we are talk even you know, it's the my wife and the our sister is the from Ukraine, yes, but yes. Our sister, yeah, our sister. Yes. Братан. Yes. Братишка, братан. We are talking. Yes, we are living in the Ukraine. Yes, but is the our language in the Russian language? Yes. It's the same. No. We are never can speak. We understand the Ukrainian, but believe me, we are talking Russian. Yes. We are never talk. The Ukrainian language. Where? But from all Ukraine or only Odessa? All Ukraine speak in Russia or only Odessa? It's 85% of the Ukrainian people can speak only Russian. Only Russian. Yes. No, not only Ukraine. But in Odessa, 100% speak only Russian. Yes. But they understand the Ukrainian. Yes, language. Yes. Zelensky, what language speak? Зеленский. Недавно выучил украинский. Зеленский. Да, Зеленский гордышка Украины. Is when coming like a president, she know the Ukrainian language. He speak only Ukrainian. Зеленский is half Jewish. Он недавно. No, is maybe just only the 1.5 or 2 years is can start to speak from the Ukrainian language, because you know, she work in the Moscow, Zelensky, can work in the Moscow, yes. But is not Jewish, half Jewish? Nobody knows. It's nobody knows. Yes. Don't talk about that. Yeah. Can what we are know now is that
Ukrainian people, yes. In, when can sit with, when with the family, can speak in the Russian language. The old children of Zelensky can speak in the Russian language. The wife of the Zelensky can speak in the Russian language. The parents of the Zelensky. Even in the school, but the school for the children is in Russian. Poți să ți-o imaginezi vreodată. Mergem în Mariupol. Da. Da? Și ți arăt. Se poate? Ba se poate. Mergem cu Alex. În Mariupol? Da. Cea mai bună. Păi e sub ocupație rusă. Putem merge. Putem merge. E periculos, într-adevăr. Right now, Mariupol is under Russian... Ukraine? No, it's not. It's the Mariupol. No, it's... if somebody want to listen, is the Mariupol is the Ukraine. It's yes, like but in the, now no, it's not the, under no, no, Russian no, it's occupation. The, no, it's the, like a Crimean Peninsula. Yes, it's the... No, if somebody ask me, yes, it's the Ukraine. Yes, but... yes, it's Ukraine, Marianne. But yes, right now it's but, under... But right now it's the Russian Federation. Ascultă, yeah. Putem merge în Mariupol și te învăț cea mai bună afacere din viața ta. Sunt blocuri care nu au fost afectate sau foarte puțin afectate de bombardament. Acolo poți să cumperi un apartament care costa înainte 60.000, 50.000 de euro. Acolo poți să cumperi 1.000 de euro. Apartamentele alea acum le renovează rușii gratis și după nu o să le mai bombardeze. Deci ei dacă le renovează nu le mai bombardează ucranienii nici atâta pentru că ei cred că este țara lor. De fapt este țara lor. Așa? Și apartamentele astea peste 2-3 ani, 4 ani, o să fie 50-60 de mii de euro. Da, la fel, sunt renovate de ruși. Au avut niște proprietari înainte. Nu mai sunt proprietari. Nu mai sunt, dar asta nu înseamnă că dacă va recuceri orașul, ucrainienii, nu or să revină în casele lor. Și la noi. Le-a luat statul pe legea aia 112, deci, care a fost înainte, casele naționalizate. Am pontul de la Alex. Nu mă bag. Sunt o grămadă de ruși foarte bogați care merg și cumpără acolo apartamente în Mariupol cu 1.000-1.500 de euro, apartamente care sunt doar puțin degradate. Le cumpără în 2-3 luni sunt categoric renovate de ruși, pentru că jumate din Mariupol este renovat deja. El are apartamente acolo, are casa, care au fost afectate, sau bine, doar două dintre ele au fost afectate doar de explozie. Deja le-a schimbat geamurile, deja le-a făcut acoperișul, dar rușii. Și alea valorează, o să valoreze curând foarte mulți bani. Dar le cumperi, stai puțin, le cumperi de la ucrainieni, nu le cumperi din altă parte. Le cumperi de la ucrainieni. Tu nu le cumperi din altă parte, le cumperi de la ucrainieni. Nu ți le vinde statul rus sau altcineva. Le cumperi de la ucrainieni, care nu vor să mai întoarcă acolo sau nu se mai întorc. Le e frică sau ceva se întâmplă. Le cumperi de la ucrainieni, cu acte, cu 1.500 de euro. Actele alea, care au fost făcute sub o ocupație ilegală, nu știu că sunt valabile. Sunt valabile. Yeah. You just to slide this my parents she stay in the Mariupol. It's the my house. It's the my house. Bun, le cumperi și care notar îți face actele? Acolo. Păi da, dar un notar care... Acolo ține, vinde persoana respectivă, își vinde apartamentul, Marian. Dar teritoriul este vinde acum, nu mai vrea să-l toate, îl vinde cu 1000 de euro. Ok. You see, that floor is the my apartments before. Now is, if somebody can ask me, what that one? Yes. Even I can live in the Mariupol, yes. I'm not worried about the Ukraine and the Euro Union, and I can not worry about the Russian Federation, yes, but from this moment, yes, I don't know how is the means can come and she ask, you are the free,
Yes, we are the free from everything. We are the free from the our apartments. We are the free from the our house. We are the free from the our car. We are the free from the everything. Yes, we are. Cine se practic se despăgubesc? Nu, nu se despăgubesc. Da? Mai fac. Da, dar știi cum văd eu? Că eu văd un pic mai diferit. Sunt acte făcute de notari care acum sunt într-o zonă ocupată. Cât de valabile sunt actele alea? Pentru că Mariupol este acum sub ocupație rusă, da? Sub ce lege notarul va face actele? Sub legea rusă? Păi da, dar sunt valabile într-o instanță, va sta în picioare acelea? Eu nu știu că dacă cineva s-ar încumeta să facă o tranzacție în momentul ăsta, când situația e nedefinită, nici nu știe care... Da, deci eu nu care-i șeful, practic, în zonă? Eu cred că dacă un proprietar își vinde apartamentul, îl va recupera în instanță când se va calma, când Ucraina își va lua teritoriul. You know, I mean, nu știi cât o să dureze? Euro Union. Yeah. Not even the Romania or some other country, yes, but all Euro Union. Yes, half is a lot of the problem, yes, with his people, yes, I mean, in the Romania, yes, if we can see, deja am cumpărător la trei apartamente. Is many people who nu le vând eu. Asta, na. To have some of the job, who want to no, no, no. Take some cineva money s-a from și a, nu, vrea yes, să cumpere trei apartamente yes, Mariupol. Can help the Ukrainian. What is the reason? No, you are telling me. What is the reason? What I think about right now, Mariupol is under Russian occupation. It's a Ukrainian land, yes? Yes. But when you make the transition with all the owners and you buy apartment, is legally because the territory is under foreign occupation? Yes, it's, now is the my wife is the half is the two apartments in the Mariupol. Yes, but you know she don't have four. Yes, and one car. If I can see that one is Audi Q8 is the new one. Au cumpărat înainte de începerea războiului cu o lună, au luat Q8 nou, de 150.000 de euro cu fundă de la reprezentanță. Look, is the our new car. Is the by last year. Și a fost făcută praf. Da, i-a pus racheta. Yes. Dar Alex a avut mai multe mașini, o Toyota de asta Land Cruiser, i-a confiscat armata. I mean from the Russian or the Ukrainian federation. Yes, Ukrainian army can close my, can open my house, can take my stuff, yes, and can take everything from the my house, yes, and the same after the Ukrainian is becoming the Russian, yes, and can take the same, yes. It's what the Ukrainian didn't take, the Russian Federation can take, yes. And what can we do? It's nothing. It's nothing. Yes. No, it's the really. Yes, nothing. It's right now. It's okay. No, it's like only the joke about for the silver apartments. It's now. If the, something happened in the Romania, the Romanian soldier is the coming. Oh, is the big house? Yes, is the wood from some of the soldier or blah blah blah. Can take everything for him apartments. Yes, and after that
can come in, it's not Russian Federation or some other army, yes? Oh, this is the bigger one, oh, okay, it's for sure. She have something inside, yes? Where, take it also, something, yeah? Is the, you know, is everybody who can listen this one and who can trust of all of that people, yes, is the very stupid, yes, because the Angela, he stay during this bullshit in the Mariupol. She see all, you know, it's not only the video. From the even eyes can see what happened, yes? Is the about the Ukrainian soldiers and the Russian Federation, yes? Who can open the your apartments, who can open the house, who can open the market, and you know, everybody knows this one, yes? And I want to tell to our the President Zelensky, thank you so much, yes, you make a free me from my apartments, from my family and for everything. Don't talk about politics now. Let's talk about something else. Yeah. I'm not worried about this one. If you know, to ask me to go in back to Ukraine, yes, I can go in back to Ukraine, yes. I can go in to 1 year ago, yes, when everybody can stay in Soviet Euro Union, in the Poland, in Germany, yes. I can call to my wife, yes? And I ask, okay, where can join, we are going back to Ukraine? She said to me, yes, but the our sister, yes? She said, no, please. You can stay in the Euro Union, because you're never leave this country is Ukraine, yeah? Now, you know how we can pay for that one? Is $7,000 to leave Ukraine. Yes? But you know how many people can pay for that one? El putea să treacă legal. Dar la vamă, eu am văzut, e atât de multă corupție, orice-i face. Da, și dacă ai actele legale, tot trebuie să le dai 7.000 de euro. Prima dată a dat 10.000 de euro, a doua oară când a fost cu ei și s-a întors, a dat 7.000 de euro. E o corupție acolo, e ceva, și te ține 3-4 ore. Nu, dar poți să pleci legal dacă ai mai mult de 2 copii, există niște reguli. Nu, dar el are și un certificat mai medical, are și că este navigator și că trebuie să îmbarce din alt port. Adică el n-a plecat aiurea. Da, înțeleg. Are acte legale, dar de fiecare dată trebuie să dea. Prima dată a dat 10.000 de dolari, acum a dat, când a fost cu el, 7.000 de dolari ca să treacă vama. Nu zic că și pe mine, deci te ține 3-4 ore și te verifică, așa, într-o nesimțire de aia, îți cere de 3-4 ore pașaportul, îți verifică bagajele, nu mai deschide o dată, a doua ori mai deschide o dată, te caută mai, după aia percheție corporală, îți face, adică te face să te simți ultimul om, te face să dai banii. Oh, everything about when we are passing this boarding card Romania between the Ukrainian Ukraine. This citizen from the Euro Union. Yes. And can want to check everything. Yes, it's the bullshit. It's the bullshit. It's not a country. It's not the president. It's not the government. It's the terrible situation. It's the corruption. Corruption. Yes. It's the corruption. Yes. E o țară, e o țară săracă sau nu. Și corupția este în floare.
все, уже ближе. Ну, договори. Так я и говорю. Забыл, откуда мы. Вreau să zic că ce-am pățit la granița cu Ucraina, Moldova, a fost ceva de neînțeles. Moldova cu România a fost ciudată. Adică nu se compară. O fi și avem corupție, dar nu se compară. Acolo e ceva de neînțeles. You know, is even now, is my parents stay in the Mariupol. Yes. It's like da, au o casă și rușii deja le-au reparat geamurile și acoperișul. In destroy is the our city. Yes, is the Mariupol is 98% the building yes can destroy. Yes, but now you know. Okay, is the my parents' house is still okay? Yes, can change some. But some people doesn't lose homes, lose a member of family, and the yes. Russian what can do for them? Yes, I know. I don't because the house new windows. No, I don't. I don't know about. What can we do without no regarding your question? Yes, it's the really. I never think about that one. But if you know, my house was in Mariupol, I don't want new window from Russian. Fuck with windows. I don't but want. But when you I don't are, want you leave window. Your no. house and if you no money and you go. If I accept a window from Russians, I accept the war. Okay, yeah. The other question, when you are leave? Okay, okay, where leave now is the 3 months in the Romania, yes? The now, the program from the Ukrainian people in the Finnish, yes, the Sylvia knows. Okay, where from Mariupol? Where the one family who can lose everything in my place, I mean in the Mariupol, yes, but okay, it's the our relatives can have the some house in Odessa, yes, can provide for us from even from the 1 year, 2 year, yes, we are, can stay in the house, yes. But, okay, about my parents, yes, is very old, is now is 67 or 70 years old, yeah. What should give the our government to my family? Yes, it's $100 per month from the each person. It's $200 for the two. Okay, how you can take the rent house? How you can buy the food and how you can take everything for this $200? Huh? I don't know. Yes, you see? Yeah, you see? You see? Yes. And you are telling... It's a hard situation there and no, I don't want to leave. No. You are telling me now, no, it's... No, regarding... I have okay. Proud. No, okay. I have proud. I don't want to accept any window. Okay, the other question. Okay, I didn't accept also if some of the Russian Federation or some other one can put me the window or something else to repair me. Who can pay me for all of that? The Ukraine? She didn't pay nothing. She didn't pay nothing. Believe me. Is that my president didn't pay me nothing? You know, is the Silvio helped me?
is there. Romania helped me, yes, can give me some of the... Romana, vrea că o să-i conduc? Da. Because you know, is the really is the very stupid the situation right now. It's yes, difficult situation. Is everybody okay? First, is the Bulgari open the morning cordon for the Ukraine? Yes, after that, Spain and many country. Almost all Europe. Yes, almost all Europe. Yes, but I have good friends in Netherlands. Okay. And in Netherlands right now is lots of Ukraine. Okay. Okay, now is the 1 year in this situation. Yes, is the Romania can close that one. Yes, the after next year or next 2 year, what is the happen with this all Ukrainian people? Huh? When he stay? In the Euro Union? No. No. And also, you are for sure. You are the watch in the YouTube, yes? Regarding this new soldiers, yes? How is the take out from the car and if you are going the supermarket, yes? And okay, you can go and start to fight with the Russian Federation. I don't want that one. I don't. If I can give you the sum of the big gun or something, you're the kill some of the people. I'm not sure. Is the really? I'm not sure. Yes. I don't want to talk anymore about this war because I have a different opinion. And for the Russian Federation. Yes, I'm against him. And all the Ukraine has must fight to vanish Russian from Ukrainian territory. But you know. But you know the other question. Okay. If you are okay, where the fight with the Russian Federation? Silvio. Later. Fight with the Russian Federation. Yes. Yes. And all the Europe and what USA must give the gun to fight and Russian vanish. But you know, is some of the place from the Ukraine is the Romanian territory. Yes, some Hotin, of the Hotin, yes, North Bukovina. No, yes, is the some of the Ukraine is the place of the Poland. Yes. Some of the place is the Hungary. Yes. Is that the question? What is the territory half Ukraine? Yes. Is the Crimean Peninsula? Is from the Soviet Union is the Russian place, yes. But is there a other one? If the even in your parliament now is the some of the government can ask regarding the question, we are want to take the Ukrainian territory to take from the Romania, yes, is like Arlovka when this boarding car. Romania territory from Ukraine? Yes. Chernobyl. Yes. Ismail. The,
Yes, 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 he is from, mayor. From the other side is the Poland. Yes, it's also want to take the Lvov and some other one. From the other is Hungary want to take the territory. Yes. What is the place? What is the place? Is the in the center of the Europe we have the sorry guys about that one is we have the Kyiv capital city of Ukraine. Yes, and we no any territory. Yes, and you know is the like a Novodar. Yes, it's the Kyiv. No, it's the really. Yes, it's the really. I don't understand. You know, you for your side, and from the my side. Yes, we need to support from our people. It's not from the forest people. Yes. It's now is the all Europe can support to Ukrainian people, can support, yes, can support, can give the house, can give clothes, can give everything, yes, but okay, but you can look around of you, yes, I can go even this Kaufland or this Lidl, yes, I can look. Yes, how many people from the Romania or even Bulgaria? Can I stay or near Anastasia? Yes, yes, yes. You came to talk yes, very, very. Yes, very nice. I stay. My president. It's many people who understand that. Many people who don't understand that. It's the politics. It's it's not. Yes. Yeah. Let's talk about something else. Good food. Good food. Good food. Good drinks. Anastasia, it's a very. It's a. Девушка. Лёша, скажи, что Бессарабия наша, мы не отдыхаем. That's your eyes? Or your blue eyes? Red eyes. Глаза у тебя. Today's my eyes. Не, у тебя голубые глаза. Не, но. Without any plastic, yes. The original one. Да, a fost o mâncare foarte, foarte bună. Am mâncat pesăturate și am mâncat cartofi. Deci pentru prima dată cartofi chiar mi-au plăcut. Rar mănânc eu cartofi. Ai văzut ce cartofi, da. Și da. Da. Și carnea, da, cârnații mici. Ceafă, costiță, ceafă, frate, costiță. De toate. Da, eu... Nu știu să mai ții live-ul 10 minute și dacă vrei mergem în beci și deschidem o sită tot de... Tot nu e semnal. Luăm o sticlă de coniac, o ala pe care o alegi tu și o deschidem. Cam da? Peste 200 de sticle de coniac XO. Cred că am vreo 300, dar nu știu dacă sunt toate XO. Am 200 de sticle diferite de XO. Vrei dacă mai rămâi, dacă nu? Nu, nu, nu. Nu mai rămâi. Bine. Treaba ta, să ne încertați, da? Da, 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 certați-vă de tot. Silvia, mă să ne încertați. Da, deci a fost o masă foarte, foarte bună, copioasă. S-a mâncat tot? Da, eu recunosc că cu cârnatul ăsta mare nu mă împac. Dar nici n-ai gustat din el ca să... Nu, dar nu mă împac. De ce nu te împaci? Că nu-mi place. Ești certat că și cu mine, da? Da. Bun. Da, o să plec și eu. Caniet. But the other question is, yes. Everybody see what happened. How was Marian? Ce a zis Anastasia? It's Caniet with happy end.
Гейм овер. Happy end. Короче, блядь, меня в Украину не пустят. Мы поняли, что это. Остапушка, тебя понесло. Знаешь, и тут Остапа понесло. Зато правду рассказали. Я переоденусь и все равно рвану туда. Слышишь, ну я, блядь, ну я ж не на русском говорю. А какая разница? Видишь, народ разогнал. Да? Да? Народ испугался. Мама, здесь есть дробу. Да, да, да. Ой, Барбадос. Păi ne vedem în câteva zile, Silviu. Ne vedem, da. Da. Mulțumesc de invitație, Silviu. Da. Te conduc, hai că te conduc. Da. Nice to meet you. Thank you. Bye. Thank you, thank you. Can I... Bye. Wait. Because I know it's the Silvio. And also I can see it's the many subscriber in the YouTube. I can want to make... I see you. No. Can make the one photo. One photo. Yeah. Yes. Бля. Анжела, теперь ты платишь. You look very nice together. Yeah. See. You're like Bratan. Okay. Thank you. Bye-bye. Yeah. Nice to meet you. Yeah. Bye. Bye. Okay. Good luck. Also. Da. Mă lași acum sigur cu Anastasia. Păi te las sigur cu Anastasia, păi... că nu mă împac unghiile alea roz acum. Erau verzi, mă. Ah, verzi, da. Ești... Pe cât am băut. Da. Păi ne vedem în câteva zile la Sorin la petrecere. Mulțumesc de invitație, Silviu, care a fost bună. Cu drag. Și... Mă bucur că am... E ceva lume pe aici, văd. Da, dar să știi că în partea cealaltă a mamei tristețe. Bă, rar mai sunt. Da. Și vara trecută mamai a fost gol și aici a fost full. Da. Dar știi ce e aici vara? Aici nu mai poți să treci pe stradă. Nebunie. Nici loc de parcare nu. Da, bine cam eu. Bine, baftă, mersi și ne auzim. Am spulberamitul. Bye, bye. Ne vedem 4 zile, 3 zile. Și în continuare suntem certați, da? Suntem certați. Nici nu te salut, pa. Da. Pa. Bye. Bun, am avut o discuție interesantă, surprinzătoare, de altfel. Nu mă așteptam, dar aia. Chiar... surprinzătoare discuția, nu mă așteptam să aud o părere de genul ăsta. Voi ce părere aveți legat de discuție? Okay. Trebuie să mă decablez, să-mi las și eu aparatura în mașină. Bun, așa. Să mai citesc mesajele voastre. Sincer, nu le-am citit. Să aibă grijă de ei, Silviu, acum, da? Să ne traduci, că nu am înțeles nimic. Deci, respectivii sunt dintr-un oraș foarte influent. Adică, sub influență rusească. Și automat au o altă părere, surprinzător. Eu dacă ar fi părerea mea, eu sunt mai naționalist. Aș fi fost altfel. Mi-i zice, parcă tu erai ucrainianul. Mai bine nu le citi. Ok, Mariana e părerea corectă. Alex, nu știu care este părerea corectă, dar când vii sau când te naști într-un oraș sub influență, influența unei alte țări, automat îți dorești altceva. Da, se pare că am supărat, pentru că am zis că la un moment dat, dacă e cineva să mă întrebe despre părerea mea, ar trebui să absolut toți ucrainienii să-i bage undeva pe ruși. Dar am deranjat. Se pare că nu toți ucrainienii își doresc, mai ales cei din...
Mergem la Vama Veche, nu? Mai târziu un pic. Părerea mea este că adevărul este pe undeva pe la mijloc, zice Mariana. De să știți că în această discuție parcă eu eram ucrainianul și ceilalți erau rușii. Deci ce comentarii, citesc acum comentariile voastre de-a lungul discuției. Da? Nu conducem împreună pentru că eu trebuie să mai stau o perioadă, mă duc un pic la plajă să mă relaxez. Probabil ei vând și apartamentele vecinilor. Da, eu recunosc, eu nu m-aș fi băgat în așa ceva. Având în vedere că un teritoriu este ocupat de o altă țară inamică, fiind război, cum poți tu să cumperi apartamente, având în vedere că sunt sub ocupație ilegală? Ce act stă în picioare? Că, teoretic, actul ăla de vânzare-cumpărare îl faci la un notariat. Notariat care se află sub influența unei alte țări. Teritoriul ăla, teoretic, e în aer. Teritoriul Mariupol este ucrainian. Au venit rușii, l-au ocupat ilegal. Notarul. După ce lege face notarul actele alea? Pe teritoriul rusesc, lege ucraineană? Deci, de-aia zic. Actele în stare de urgență sunt supuse nulității absolute. Asta zic și eu. Dacă Ucraina recâștigă Mariupolul, și eu sper că da, pentru că nicio țară n-ar trebui să invadeze ilegal teritoriul altei țări, sub nicio formă, în secolul 21, actele alea sunt ilegale, părerea mea. Poate au făcut asta de frica, fiind sub influența rușilor, da. În instanță, domne, când e omul cu mitraliera la capul meu, semnez că o dau și pe mama. Logic. Bine, în fine. Acesta a fost live-ul, ne auzim peste câteva ore din Vama Veche. Trebuie să mai stau un pic, merg pe plajă, că am băut o bere și un pahar de vodka și trebuie să se evapore alcoolul. Așa că v-am pupat și ne vedem în câteva ore din Vama Veche live pe canalul mare. Uitați că trebuie să opresc live-ul. Mai nou îl opresc dintr-o aplicație externă. Și nu uitați de like-uri. Dacă v-a plăcut live-ul, dați un like. Da, bun comentariul ăla. La masă parcă eu eram singurul ucrainean. Eu. Cel mai tare comentariu din live-ul ăsta. Da, eu recunosc că eu sunt mai naționalist, adică am păreri tranșante. Toată lumea trebuie să lupte pentru drepturile tale. V-am pupat, la revedere!